Am participat la bal bobocilor în, în clasa 9 sau a fost și cred că în clasa 11 Am, făcut un, am, am scris eu ceva sketch Care l-au jucat alți Eu n-am putut, putut să ajung și au jucat alți al, <laughs> Colegi N-ai Put putut, putut să ajungi La sketch-ul pe care l-ai făcut tu Eram împărțit, aveam avea multe business-uri în perioada aia <laughs> Salutare oameni buni, zvonurile sunt adevărate, atât boomerul cât și milenialul au ajuns la sfârșit de an 2022, un an foarte frumos, plin, cu, cu de toate și pentru că suntem la sfârșit de an, am gândit să avem un invitat, un invitat fain, un invitat pe care îl apreciem, este un, este un fost valet și o să ne zică el mai multe despre asta și un comediant foarte, foarte simpatic, Radu Isaac! Radu Isaac! Uh. Uh, mulțumesc frumos, mulțumesc frumos de invitație și și eu mă simt, mă simt un comedian și un valet bun. Și un valet, nu? Da, da. Am fost, am vale doar pentru, pentru mașini, n -am, n -am, n -am, nu le-am dus la oameni chestii, dar da. la mașini le-am dus chestii. Am vrut să zic parcagiu, dar nu e același lucru. Nu e același lucru. Adică valetul... dacă aș fi zis parcagiu, nu, nu, cred că și. Valetul fost. conduce mașina, o ia din parcare, o aduce în față, o duce din fața nu. omului și în e, parcare. Când mă urcam în Mercedes, când ne da clientul mercedes și mă urcam în Mercedes, mă simțeam valet, după ce lăsam mercedes și eram în parcare, mă simțeam parcagiu. <laughs> Și trebuia să urci înapoi da, panta. Aici, la, la, etajul minus 14. La etajul minus 14 până la, până la ieri eram din nou parcă geu vorbeam exact înainte să dăm rec de minunatele navete pe care le facem toți trei. Bineînțeles, a ta este cea mai lungă. E, e o navetă? Adică tu o consideri navetă sau cum te raportezi tu la treaba asta? Deci nu fac așa de des. Eu doar mă simt norocos că sunt zboruri foarte dese și parcă, parcă nu, 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 simt că am plecat neapărat de România. Dacă vrei să pleci de, de, de România fără nu te zi, că ai plecat, Londra. Ceva, din Londra, în România, eu zic că sunt 50 de zboruri pe zi.

cred că sunt vreo 50. Am făcut toată un, un calcul vag în creierul meu, s-ar putea să fie 30, sigur nu sub 25. Sigur vor fi în comentarii Cicurele vor exacte. fi niște oameni care vor ști. Nu, domnule, spune-o câte sunt. Număra, pe, am să da, la craiova două pe zi. Da, okay. uh, sunt 50 cu siguranță dacă adun toată, A, că ai zis România, nu doar București. Da. Stai că vezi ce înseamnă fiecare își trage pe turta lui. Nu, nu, dar sunt din Iași, din Cluj, din Timișoara, din Craiova, din București, mai zboară și alții. Și asta e norocul mare, că din Londra poți să ajung oriunde în România. Dacă, eram din, dacă zburam în Brașov, după aceea până la Craiova am mai luat alte trei săptămâni. <laughs> da, da, dacă da, da. Vi o dată pe lună sau? Nu, am avut o, înainte de pandemie am avut o perioadă când veneam o dată pe lună și mi-a plăcut destul de mult. Acum, ce să zic așa, de 5 ori pe an? Ah, șase okay. ori pe an, nu știu, depinde. Am, anul dinainte n-am fost, de, n -am fost deloc, anul ăsta o să vin de 5 ori sau 6 ori. Ok. Asta e foarte bine, nu? Tu, tu ai aici familia, nu? În continuare? Da, sau am nu? părinții aici. Părinții ai aici, da? Mai sunt niște prieteni. A, bine, prieteni sunt convins că ai, că doar pe aici ai început prima oară să faci prostie. Adică nu e ca și cum te-ai te, dus, te născut la Londra și a, am, niște părinți prin vaslui, dar... M -m -m. Tu te ai raportat vreodată la generație, generații, adică știi, noi avem un podcast care se numește boomerul și milenialul, colegul este boomer pentru că este născut în 61, deci 61, nu 61. De capul eu, boomer, eu clar. sunt milenial pentru că sunt în 85. Dar boomer are legătură mai mult cu în America era boomer da. când da. mergea bine economia la Exact, anume. exact, exact. Nu, nu, de exact, asta era boomerul, este reveriment, revirimentul de după război, al doilea război mondial când lumea și-a revenit un boom economic, bun social și așa, to toate s-au fost cu plus, cu bine, a intervenit industrializarea aia frumoasă, măreață, cu okay. toate, toate, rahaturile pe care le frigider, televizoare pentru toată lumea și așa mai departe. De ce De aici... că anii 60 sunt ani bune în care se naști în Rom în comparativ cu anii da, 70. Ți -ți, așa ți se pare? Ah, habar n-am. <laughs> adică știu că, anii 80 știu că au fost răi, anii 60 a, mi e foarte Când vac, ești copil din, din, ce am văzut noi aici Radu, din toți cu care am discutat, indiferent sub ce sistem că au trăit în s-au născut în anii 90, să zic generația Z de ăștia, I generation, sau ca mine născuți în anii 60, copilăria este fantastică, că nu n -aveai nicio treabă, că trebuie să stai la coadă sau îți găseai de joacă și în de, 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 sub și în laptop și unde vrei tu. Deci copilăria și nostalgia clipelor respective și a adolescenții în primul rând există la orice vârstă, oricând ești, tot la mamă ce mișto era când ta Mafia. Avem o grămadă de prieteni care au zis cea mai tare lucru în anii 90, B.U.G. Mafia. Tu e fi -n... tot milenial, nu? Eu sunt în 86, 86. milenial da, înseamnă în da. faptul că n-am făcut 18 ani în, înainte de 2000 Milenialii sunt între 80, 80 și 95, cam 80 așa Deci până 90. aproape de trecerea între milenii știi, cam Deci așa. suntem aproape de un leat, eu sunt în 85 în decembrie Am amintesc că eram la țară la părinți, aveam, aveam ceva gen 4 ani și un prieten de 6 ani care știa să adune Mi-a explicat câți ani o să am, când o să fie anul 2000 am da, era... mi-am asta în creierul meu. Dar oricum, tu revoluția ai prins-o la 4-5 ani. Am 3, 4, ani, 3, 3 ani, 3 un an. pic. Deci tu n-ai da, ce amintiri din respectiva zonă nouă. Dar din, da, nu, din, din anii, doar 90, de... deci din anii 90, din Vaslui, minunatul oraș Vaslui, ce amintire ai? Doar să mi era o tensiune așa generală. Nu, nu tot timpul peste tot, dar parcă erau oameni un pic mai, 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 mai înfuriați Mai supărați pe viața, nu? Ți că erau, erau zone, nu știu dacă doar pentru copii sau ceva, dar doar era periculos să mergi seara pe stradă. Eu asta mi-am amintesc. am, senzația că era doar, o perioadă după, sau, cumva instituțiile statului toate s-au terminat în 89 și până s-au pornit din nou, a fost vreo 5 ani de zile când, păi hai să mergem să batem, să morăm. Nu-i nimeni angajat care să vine să ne prindă. Asta e, asta e amintirea mea vagă despre, despre, perioada aia, dar nu știu dacă, dacă am vreun pic dreptate. măceam uh -huh. Altfel mă ceam la școală, n-aveam nicio idee cu ce se întâmplă. Dar drept te dreptate. jucai când veneai de la școală, nu cred că te duceai direct în casă să-ți faci teme. Adică exista jocul în spatele blocului? Uh, eu am fost un copil snob și nu prea să team, nu prea să la bloc. snob! Dar și ce însemna snobismul, domnul Isaac? Aveam, aveam, aveam prieten la alt bloc, la altă scară de bloc. <laughs> mergeai la ei și te jucai. La, ei, era la două scări de stanță. Mamă și când ce... treceai pe lângă vecini, te uitai la ei așa de sus, nu? Un pic? Era, era un snobism acolo, nu știu de ce, dar era, era un snobism. Era... Un... <laughs> snobismul asta. Foarte tare snobismul. Tip vaslui mi se pare grozav. Ți minte că la, mine la scară erau niște copii care jucau cu pietre și eu nu mă jucam cu pietre. Era totuși, eu nu aruncam cu pietre. Asta <laughs> da, mi-am amintesc eu când aveam 4-5 mm -hmm. ani. Uh, după aia doar vacanțele de vară. Eu, eu, eu cred că copilăria în România a fost extraordinară doar pentru faptul că avem câte 3 luni vacanțe de vară. Absolut. Nici o altă. În Japonii, la, la gen... țară? O, adică zile. aveai, aveai țară undeva pe lângă vasului? Adică uh, mergeai la bunici mergeai undeva? La bunici. Aveam, am, aveam două rânduri de bunici. Mergeam cred că aveam niște bunici la care mergeam uh, vara și alți bunici la care mergeam iarna. Așa că adică bunicii care erau mai, mai ocupați și mai, 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 mai săraci un pic și mai, mai de viață, mergeam iarna, că iarna aveau mai mult timp de nepoți și bunicii care erau mai, mai, mai pensionați, mergeam vara că ei, ei Au vara. puteau să aibă ceva grijă de voi. Da, da, ei vara căutau ceva de făcut. Și... Aș crede. Și de pe la, nu știu, de pe la serbări, de pe la, erai, nu știu, erai activ, adică îți plăcea să, să, să stai în fața colegilor, să zici poezii, să ceva de genul ăsta? Nu, nu, nu neapărat. Nu, 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 la școală Adică să fii ca să stai în fața colegilor Cumva trebuie să placă educatoarea Și nu cred că m a plăcut vreodată vreo educatoare <laughs> Ce deci era snobismul ăsta? Era dus la la alt nivel, cred că, sau despre ce vorba? A, dar, cred, că erau, cred că erau situații diferite. Că, 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 <laughs> ok. Că eram snob cu, cu oameni de la scară și cu profesorii am devenit snob destul de repede. Da, da, în principal, doar, doar ei, profesorii parcă erau snob cu mine. da, să mai degrabă, da. eu fost n-am putut să o accept. <laughs> deci școala nu ți-a plăcut deloc? Școala nu, deloc. Mi s-a părut cea mai chinuitoare perioadă din viața mea. Așa, lungă și stat acolo degeaba și a închiulit o grămadă și tot, tot, tot mi-am Și tot de, degeaba, tot Cea din clasă care, știi când, ce greu să mai mișcați <laughs> Ții când era la fără 25 și deja trecuse pauza mare. Na, trebuie trebuia să fie până aproape de fix, nu? Ah, până la fix trebuia să ducă. Până la fix trebuia să fie, da. Ai de mine. De la fără 10 sau fără un sfert? Păi nu, sau... dacă trecea pauza mare, era de la și 10 la fix. Ah, da, 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 da. Și nu, 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 mă întreba nimeni nimic, nu mă deranjau profesorii sau ceva genul ăsta. Dar parcă ah. par, 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 că, par că un stat în, în, autobuz, în, stație de autobuz, nu în autobuz, în stație de autobuz, am așteptat să, să vină autobuzul timp de 16 și asta ani. asta a fost, a, asta, asta vreau zic, până în... 12 au fost așa? pentru da, da, așa mea, În, ce liceu am început să chiulesc, a fost mai, a fost mai, mai plăcut, nu mai contat așa mult. Dar cu colegii astea n-ai avut... Asta e o întrebare, cu colegii nu interacționai să faceți ceva creativ sau nu știu... Să... Am, făcut, am, am, am participat la bal bobocilor în, în clasa 9 asta a fost și cred că în clasa 11 am, făcut un, am, am, scris eu ceva sketch care l-au jucat al, eu n-am putut, să, putut să ajung și au jucat alții, alți al, colegi. N-ai putut, putut să ajungi Nu am putut să La sketch pe care l-ai făcut tu Eram împărțit Aveam, aveam multe business-uri în perioada aia Aveam o de biliard aveam Multe așa, așezate deci tu ai scris ah. checiu și a scris da, l-ai, predat, luați-l, descurcați-vă cu el. Da. Cu viața de școală, bă, nu cu, cu, viața, de cu... școală, da. Uh -huh. Au fost niște colegi, vreau să, să, vă imităm un pic pe voi și mi-e mi s părut că, mai unde suntem noi copii de liceu, facem pe Becale și pe, și pe Vadim Tudor acum. Și doar am făcut, am făcut, niște glume cu profesorii și cu directorul. Și eu, din câte mi-am am auzit povești cum cu unii profesori s-ar fi supărat, care pe mine m-au bucurat așa de tare. <laughs> payback, payback. <laughs> <laughs> Unii, da, niște sentimente rănite. <laughs> păi, și, stai, nu mai puțin că vreau să termin cu da, a doua da. întrebare, în stătea pe vârful limbii. Dar n-ai avut niciun profesor care să-ți placă, adică să, să te marcheze cumva în partea asta de liceu, că bănuiesc că nu te mai întreb de. A, da, da, -a mai, din când în că mi-a mai plăcut, dar. Să, să, să cred că cel mai bun. Am, între 11 -a am avut, îmi că am avut într-un an poate într-o 11, poate nu, dar ceva gen media au fost 7.50, am avut jumate din medie 10 și jumate 5. exact așa au ieșit, și au 7.50 media. În sensul că aveam profesori care mă plăcea și mă înțelegeam bine cu ei și după aveam profesori care nu, nu înțelegeau că, că, eu nu vreau să fiu acolo. Înțeleg, nici ei nu-și doreau neapărat să fie acolo să predea biologie, dar nu știu ce mă pe mine. <laughs> eram, eram toți într-o situație în care nu vrem să fim Dar ea cumva decidea că să continui kino Și să-ți dea cinci totuși, adică na... Ești la Racos să nu de 5. Pe vremea aia, nu, eram, am fost în generația în care treceau toți bacul. Cred că, cred că era directorul demis, dacă, dacă, Da, doamne, ferește să nu -ți pic acum 25% mai de capul meu. Da. Deci nicio, nu ai avut nicio corigență. Am avut n-am avut coregență pe vară, am avut corigențe pe... Am avut doar pe, pe, un semestru, la, semestru. Uh -huh. Uh -huh. la ce? Uh, franceză și fizică? Franceză și fizică. Deci no, din două zone total diferite. Una umană, una reală. Dar nu, nu aveam, nu, nu mă luam mă luam după profesor simpatic sau profesor am antipatic. Şi, erau antipatici și la franceză și la fizică, erau cei mai antipatici. Da, uite că te-a ajutat, că am văzut, am văzut podcast la, la, Bobo și mă rog, te-am mai văzut și prin niște filmulețe. Acum ești, cum se zice, fiert pe franceză. Deci, <Tri> <Renaissance> A, a uite, si, si vous voulez, on peut faire le, le podcast în français. Papul nostru ecutor Dar, în <laughs> uh, principal, uh, nici nu, nu, nu mi-ar trebui franceza atunci. Acum că tot, acum locuiește în Franța, oricum o mai duc am fost în Belgia aseară, mai trec, mai aud cuvintele, mai prinz un pic. Dar atunci franceza, nici nu erau filme în franceză, era doar... Um. Și bine că noi, noi, nu am prins, noi nu am prins rusă, adică la noi nu era treaba asta cu rusă. Nu știu dacă știi, dar colegul Nathan Ticu a pierdut un an de zile din cauza limbii ruse. Adică la un moment dat s-a dus s-a dus în clasă, cum era moda aia cu șuvițe, cu părul oxigenat și cu blugii rupți, cu cercei, cu nu știu ce și profesoara de limba rusă l-a scos la tablă și de fapt, nu -a l-a scos la treabă doar, a zis că l-a întrebat de sănătate ce cu tine așa că arăți ca un homosexual și în momentul în care a zis că arăți ca un homosexual bineînțeles că toți colegii au râs de el și el i-a zis și dumneavoastră sunteți urâtă ca limba pe care o predați l-a lăsat, l -a lăsat cu s-a dus în vară bineînțeles că era bătă, nu știa nimic pentru că la, la rusă ea intra și zicea bună ziua, după care vorbea doar în rus. Atât. Deci ei înțelegeau doar bună ziua. Restul nimic. Și l-a lăsat și pe vară și nu știu, clasa 10 sau clasa 11-a a trebuit să o repete din cauza limbii ruse. Așa că... Mi-am și o semiconversație cu profesoara că ceva, m-a întrebat ceva în franceză eu am spus că era ceva între a noua și am spus că eu nu știu franceză. Că se presupunea că noi am învățat franceză la 5-8, dar în același timp nimeni nu învățase nimic la 5-8. Era tot, școala românească. Era un pic absurd ca profesorii de liceu să aștepte ca noi să, să nu știm, să știm ceva, să nu ne ia cu, la zero cu materia. Și mi-a scris, mi-a întrebat ceva în franceză, mi spus că nu știu franceză, ea continuă să, ră, să mă întrebe ceva, altceva tot în franceză. Numai, eu nu știu, nu înțeleg ce îmi zici, ia cu teatru mai departe. Deci, a, a fost misfit rost? complet asta. Nu, nu v-ați înțeles nici cum la primul dialog. Da, da, Dacă nu am mers primul dialog, na, <laughs> am avea cum să iasă bine următorii patru ani. Păi și ce gânduri aveai tu în liceu? Ce voiai tu să faci cu viața ta? Că băruiesc că asta tot timpul, zise, tot timpul te întrebau oamenii din jur. Tău. Mă, dar ce, unde vrei tu să te duci? Ce vrei tu să faci? Cu Cumva mă... Sau nu exista această aveam, presiune. Aveam, aveam ideea asta cu comedia de, de multă vreme, dar nici n-am spus-o la nimeni, că n-aveam cum să... N-aveai cum să explici cuiva că vrei să faci comedie. Cumva, dacă făceai și după îi spuneai că am făcut comedie, atunci okay. nu înțelegea complet. Da. <hă> și ai dat pur și simplu la teatru sau cum ai a, Nu am, dat, am, dat la, am venit la București la facultate, asta a fost primul calcul, că m-am gândit dacă să faci stand-up undeva, să facem în București. În principal, am urmărit, aveam casetele cu voi de când, era, de când, de când eram eu mic, tot mă culcam cu casetele. Uite, cu vezi niște mentori adevărați, mă. Uite, <laughs> ăștia sunt mentori. Tot întrebăm pe invitat ce mentori ai avut sau cine te-a influențat. Tot acum. Ați fost, aici. ați fost, sincer, sincer. Vreo trei casete le-am ascultat o grămadă și după aia am început să dea Seinfeld la televizor uh -huh, și după uh -huh. mi Doar, doar la, din Seinfeld mi s-a părut că, că stand-up ar putea să fie un job de la voi mi se părea că e mai mult o, adunat o, o circunstanță de a s-a ajuns acolo, uhum. pe când omul, omul era singur sigur trăia, trăiană, trăia, dar trăia din asta. Trăia, părea că ăsta e un sistem. Când te duci prin cluburi, spui niște glume. Nu e foarte logic ca să existe lucrul ăsta. Nu știam că există în București, dar mă, mă așteptam că mai ar trebui să existe. Și când am ajuns în București, aparent chiar, chiar de vreo 2 ani se deschisese Cafe Deco. Și în anul 2 de facultate m-am dus. Nu, am, 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 anul 1. Și când, aș, când ai 18 ani, am mâini mult. <gliness> Te amintești primul open mic la care ai fost? Prima oară când ai urcat pe scenă să zici glume? Da, mi-am amintit. Au fost în, chiar în, prima, în, primul open mic din, din, anul 2 de facultate. Că cumva sezonul la comedie și sezonul la facultate... Păi da, în toamna la încep. început, Entertainment-ul e cam, cam vățătura, știi? Exact. <laughs> exact. exact. Și atunci am avut în... în... Și cum a fost a? atunci, prima oară? Primele două, sau primele două știu că au fost ok și al, al treilea, al au fost rău. Dar primele, primele, două s râs, nu mi-am inteles nimic, eu doar am învățat foarte bine ce urmează să zic și am alergat prin cuvinte. Tac, 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 Exact, exact. Cu un paragraf înainte m-am bucurat. Mai mai ești un singur paragraf. <laughs> <laughs> Cu un paragraf Azi. și plec, plec de aici. și al treilea, ai spus de trei ori același lucru sau au fost trei chestii diferite? Am schimbat și a treia oară, a treia oară trebuia să nu mai schimb, trebuia totuși ai un pic să... Da, eu cred, nu știam exact cum funcționează. Ei deja făceau vineri, sâmbătă show-urile profesioniste și era open mic cu doar lunea. Și eu vreau să fac vineri, sâmbătă. Mm -hmm. Am, nici, 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 nu era... Ideea de open mic nu auzisem. eu doar credeam că... Ok, la ochi, tu mergi sâmbătă, la ochi, tu rămâi lunea. <laughs> După ochi frumoși, cum După o, așa, 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 dar niște bani înainte, frate, așa trebuia să-ți spună băieți. Bă, aici trebuie să vii cu bani, mă, adică vrei să intri vineri să mă tăpui și tu 100 de lei în colțul mesei, pe altfel cum vrei. Cred că s a încercat asta la un moment dar... <laughs> deci, nu-i nu numai ideea mea. Îl și văd pe unul cum merge la chișu și ce Dani, ia vină un un pic. <laughs> ia, ia, uite, ia, de aici. Ia de aici. A. Uite, băgăm noi și pe băiatul ăsta, da, și el. Iau și -o 50 de lei, e tu 100. Păi și cât, cât, ai făcut uh, open mic până când ai prins un, un, loc vineri sau sâmbătă, cum se făcea? Am, am, prins destul de repede doar pentru că atunci cumva... Uh, erau puțini. Erau puțini și au deschis foarte repede, ceva foarte repede. să vă făcut best of open mic și au făcut o seară de joi. Ei practic făcea doar vineri, sâmbătă, dar joia, joia, era închis clubul de comedie. Mm -hmm. Și când au deschis clubul de comedie joia, atunci eu eram primul pe, ca, pe, pe listă. Dacă e un, comedian comediant care nu e suficient de bun pentru vineri, dar care se vină joia, <laughs> atunci e ok, ea de luni și băgă în joi. <laughs> am, am, minte că, chiar eram la facultate și țin minte că cred că mă duce afa, afară din clasă când am primit SMS-ul cu dacă facem joia Best Amateur și eu eram, eram în afara, eram, eram pe la Moxav, la, la ASE și eram în afara, în afara sălii de curs și țin că am primit SMS-ul și am în înapoi în sală de curs, m-am luat nu mai stat nici la ora următoare, de vă dracului, eu știu, eu știu care era mea, care, care, o să fie. Și după aceea, 18 ani mai târziu, am făcut un milion. <că> 18 ani mai târziu. 8... A, e ca tot, 8 și banii au apărut destul de repede, pentru că, na, tot ne plătea puțin, dar nici nu aveam cheltuieli mari când, când aveam 18 ani. A, și da, cumva, cumva s-o... Am început să câștig mai bine cam când, cam când, cam când am terminat facultatea și am început să-mi crească cheltuielile. Deci facultatea e terminat-o? Când, când s-a terminat uh, timpul alocat facultății. Când, că am alocat trei ani uh, plus unul opțional facultății și după după patru ani n-am terminat-o, n-am luat diploma, dar, dar am terminat Fizic. faza aia vieții gata, mele. Gata, ai terminat, gata, nu mai. Și după aia te-ai ținut doar de... Doar de Comedie. De, de comedie da. am de, avut. Numai stand-up ai făcut și altceva sau doar stand-up? Doar stand-up. Am, am scris la Academia Cațavencu ceva gen după ce s-au deschis Cațavencii. Mm -hmm. Cred că am fost al doua tură de, de scriitor noi de la Academia Cațavencu și am scris, cred că, un an jumate sunt mândru de patru articole de acolo, dar la ziua în care scriam, în care trebuia să, scriu articolul ăla, erau cele, mai rele patru zile din săptămâna mea. Da, Erai stresat, că trebuia să predai și... Da, că ai deadline, ai trebuie să fii de un anumit număr de cuvinte, da, și să ai panciuri... Da, despre ce scrii, despre... Da, sau... erai, ți se dădeau anumite teme sau ți alegeai... Nu, aveam, aveam doar număr de caractere. Atât. Da, treaba ta ce scris, să fii vesel, fane și să îți alegi singur subiectul. Și cum te-ai te descurcat mai departe în nefăcând niciun fel de școală cum niciunul din cei care, cu care am vorbit și care au făcut stand-up n-au avut o școală de stand-up, adică nu s-au dus undeva, bă, aici trebuie să faci așa, așa să construiești panta punchline, nu trebuie să vin aici, da. atâtea, la câte, de câte ori deschizi gura, trebuie să ai o glumă, chestii de astea. Cum te-ai de, cum te -ai deprins? Ai învățat de la ceilalți? Ai învățat să faci singur astea. Uitându-mă la mine, uitându-mă la, la, mine, la alții, pe net, la ce se uh -huh. în clubul de comedie, cetul cu cetul în mici lecții, cred că m-a ajutat foarte mult faptul că am fost încăpățânat și am tot... Chiar spectacole proaste nu m-au descurajat Asta să... e foarte mare lucru. Asta apreciez cel mai tare la voi nu, nu, m-a descurajat să, să renunț la niște glume care poate i-ar descurajat pe alții să, renunțe. Și cumva am insistat pe niște glume proaste până când le-am făcut să, fie ceva fani în ele. Adică totuși nu le-ai păstrat ca la prima mână. Nu, nu, nu le-am ca la prima mână, le-am tot editat, dar da, da, adică nu m-a descurajat când, m-au huiduit publicul că am zis ceva care lor nu le-a plăcut. Mi s-a părut că ok, e o reacție, e bun, se poate lucra cu asta doar huiduit, a schimbat în râs, nu mai este mult de aici, aproape. Dar ai avut mai multe spectacole în care ai fost huiduit? Nu, no, nu oribil sau ceva, în sensul că... Nu, doar am descris și eu așa, nu, no, ah, doar... Okay. Cumva, tot aveam alea patru glume, că le explicam că din Vaslui și se bucurau bucureștieni, că se deștepti, deștepți. Alea să că tot începeam bine în fiecare spectacol și după aia, după ce, după ce începeam bine, încercam, ok, azi vedem, de, din Nadia vă place? A, vă place, pe păi, eu nu știam asta. Uite, că acum că ai zis de Nadia Comăneci, cred că unul dintre primele show-uri pe care le-am văzut cu tine, nu știu dacă primul, dar unul dintre show-urile pe care le-am văzut cu tine a fost la, la Preoteasa, și acolo la Preoteasa s-a făcut sechișul, un fel de tot așa, un fel de maraton, dar nu nu zicea maraton atunci, dar erați oricum, erați mai mulți. Adică era nu, nu era Silver Mall, era lângă Silver Mall la Pre Pre Preoțea la, Sil la Silver Church, nu, Silver Church așa. Silver, Silver, Church, Church, Silver Church La Silver Church, acolo era. A, a, okay. Nu la Preoteasa, iartă t, da. au făcut întreb pentru că au făcut într-un an la și după aceea cred că au făcut No, la două, Silver, la Church. Silver Church. La Silver okay. Church a fost și erați erați toți care făceați stand-up atunci. Adică era Teovio Costel, cred că era și Bobo, era Micuțu, erai tu, cred că era și Toma. Erați, cred că, vreo șapte-opt. Okay. Și mi-amintesc foarte, foarte bine când ai urcat și ai zis... Uh, uh, ai, ai făcut toate glumele despre valoare cu Nadia Comăneci, cu Pata okay. cu toate și știu că s-a rupt, deci s-a rupt totul pentru că avea o, o, perspectivă uh, foarte specială, știi? Și era, deci țin minte că a fost foarte, foarte mișto. Da, atunci. au fost pentru show-urile alea. Cumva atunci, că nu mai eram așa de, cumva mă cam distanțasem de toți comedianții, nu eram foarte în cu everybody. Nu erai. Dar... Era, cum să zic, era, adică, momentul în care uh, ei urcau, erau, mă rog, unii erau mai bine, alții erau mai puțin bine, mai cu energie, mai nu știu ce, dar toți erau pe undeva într-un într borcan, știi? În da. momentul în care, ții minte, în care ai apărut tu, cu prezența ta de scenă și cu pov ăsta care era destul de diferit, deci ții minte, și cred că erai un pic și outsider, pentru că oamenii atunci, cred că... Atunci fenomenul începuse să ia ușor ușor amploare. Asta era probabil, nu știu, 2007, 2008, 2009, pe acolo, da, 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 pe așa acolo așa. era. Și începuse ușor ușor dar era Bobo, care era. știi, adică erau, tu erai clar outsider. Știu că ai, ai, ai urcat cu asta, cu, cu Nadia Comăneci, cu. Măneci, cu fucking shit, mi-a plăcut mult de tot, mult de tot. mulțumesc, dar mi-am și eu show și eu, eu cu drag, chiar au fost, chiar, nu era într-o perioadă în care mergeam mie foarte bine cu stand-up-ul, dar cu tot, tot, tot încercând să fac gluma asta cu Nadia de acomonit să meargă, încetul cu încetul m-am tot distanțat de cluburile de comedie, că așa de la cluburile de comedie, mai nu știu, nu știu cine e bunul ăla cu, cu, cu Nadia de Și atunci a fost ca un moment de la când, Si că venit după aia Chișu în spate și m-am îmbrătișat și m-am zis, a, nu, nu, nu am nu am cred că am mai dat vreo 4 ori noroc de atunci. Adică ăla a fost a da, da, Și înainte ne mai dat de noroc, după ce a fost o perioadă când aproape, nu, nu știu dacă ne salutam sau ceva genul ăsta, doar treceam unul pe lângă altul, după aceea fost o în da. Înseamnă că ai făcut tu ceva bine acolo, nu? A fost, a fost o seară care mi-a mai dat un pic de credit să mai, să mai rețin, să mai, să, mai, să stau în lumea asta încă câțiva ani. știi, nu, nu, nu știi, nu, asta cu... poți să ne, zici un pic? Mai Dacă mai ții minte. mai ții minte un premiza și... Toată ideea cu... Nu mai ții minte neapărat gluma, dar toată premiza era că, că Nadia Cumănești nu e un exemplu bun, că e un fel de excepție. Și nu, nu, să, nu, să, nu să fii pretențios, asta nu e, nu, e, nu e important în viață, nu e, nu e, greu în viață să dorești multe căcaturi, e greu să dorești puține căcaturi în viață. <gătări> și după aceea tot râdeam de, nu știu, copilul n-a de acum și că simte foarte, un complex de inferioritate imens. Că na, dacă e mai tăna de acum tu la viață nu poți faci, nu poți fi nimic. <gătări> da, în și -a că, făcea, că, -a, că, a făcut... Dacă lua că... mai să 9-90, putea să aibă un copil mai fericit. Dacă i la luat 10... La 10, gata cu fericirea copiilor. Și că a făcut, că a făcut bun. tumba. Ce a făcut Nadia Comăneș? La a făcut tumba. E adevărat că a făcut tumba bine, eu asta mi-amintesc. Că a gata, făcut tumba da. foarte bine, dar a făcut tumba. Adică... A făcut o tumbă de 10 până la A făcut o, o -a. Cea mai bună tumbă din istoria oamenilor Cea mai bună tumbă, <laughs> da. <laughs> Și de, ce, de ce zici că în perioada aia nu prea ați mergea cu stand-up-ul? Nu, nu aveai multe show-uri? A, sau... nu, mergea, dar a fost și o, a fost și o perioadă de, de, cumva de negociere al, al locurilor în, în care tot fiecare își căuta clubul de casă și cumva și ca să fii bun în stand-up contează mult uh, contează să faci constant. Să faci constant și publicul să te și aprecieze. Absolut, dar dacă faci constant, publicul învață să te aprecieze. Da, 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 da. Și mai ales cum funcționează în UK, nici nu dai de public până nu. Deci adică faci constant și târziu, după 2 ani de zile, te au, dai de un public. La început doar faci la alți comedianți. dar eu nu știam, dacă noi nu știam cât de, cât de constant să facem. Și cumva Uh, cred că am avut o perioadă în care, uh, în, în, în negocierea unui loc mai bun, am pierdut Constanța, după aceea am devenit eu mai prost, și după aceea nu știam cum, nu știam unde să o apuc. Și da, aia, că mi mi-amintesc -am mi -am că am și fost un pic pierdut în perioada aia. Lost și... in Bucharest. Lost in Bucharest, uh, La un moment dat, te-ai decis să-ți faci un soi de trupă, nu? Adică ai vorbit tu. Încă da. de la început, adică la scurt timp după ce ai început să faci sau când ai, când ți-ai făcut trupa? Tot trupa de joi de la Deco, O uh, să uh, au, fost, au fost niște mișcări, cumva era Teo Vior Costel și Bobo, erau ei patru, făceau, ei făceau weekendurile. Bobo, Bobo plecat, asta nu să zic povestea, nici nu, nici nu eram, doar venisim și nu știu exact toate bărfele și nu o să le zic eu, uh, dar Bobo, Bobo, Bobo plecat, Uh, el urma să-și formeze o trupă, și după aceea mai erau din ăștia de ăștia au buni bune până mai că urma și acolo să apară o trupă sau două sau ceva să se întâmple. Și a fost o perioadă în care am fost trupa aristocrației, trupa showtime, în care cam jumate din membri erau aceiași. <laughs> și într-o parte și în altă. <laughs> Dar nu sunt opere unde să meargă. <laughs> că sunt la unii și spun că nu ne să facem spectacole. Păi și eu vreau să fac spectacole. Hai să facem împreună. Păi facem împreună. Sunt la alții mei, ne vreau să facem spectacole. Și eu. Hai să, facem, hai să facem împreună. toată lumea vrea să facă împreună. <laughs> <laughs> da. Nu era, nu era clar că, că nu, nu putem să facem și una și alta, că a, a, ambii aveau un spectacol, unul avea pe 3 noiembrie și altul mai avea un show în 4 februarie. Erau, erau programele, puteam să am, putem să am 8 trupii pe vremea aia, ca, ca timp. A, și da, și în principal, uh, cred, că, cred că am început cu... Uh, uh, Toate truparii aristocrații au început acolo ca joia la deco. Doar că la Deco vrut să ne dea niște, niște contracte, noi ne-am speriat foarte repede și atunci noi am zis că ok, noi ne distanțăm de Deco. Și după aia am început să facem separat. Am fost El comandante și în, și o perioadă. Ați fost și aici? Nu, aici am fost mai târziu. Mai târziu, nu? acum am fost în el Comandante și 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 după aceea te o cu o selo într-un turneu și m-a sunat așa de la Deco. Mai nu vrei să vii vineri și sâmbătă? Și am zis ok. Oricum, oricum cu o făceam duminica. Nu era, nu era simțit. E mm. perfect. Am făcut asta un pic, după aceea la de a început trupa cealaltă cu, cu, cu micuțul Popovici. atunci cu ei, cu ei țin minte că m-am simțit că și că a fost o lună în, în anul 2 de facultate, în anul, în anul 2 al meu de stand-up în care am, făcut, am, am, câștigat salariul lui maică mea și atunci era cu trupa, era cu trupa cealaltă și atunci mi s-a părut că ok, E, ești pe drumul cel bun. Da, da, ok, am un salar aici. Am 21 de ani, am un salar. Ok. Nu trebuie Probabil că în perioada azi. aia mergeați și în, în provincie, nu? Aveați spectacole și pe prin... A, a... A, da, a fost perioada când cu trupa cealaltă am mers prin provincie un pic și după aceea o, managerul de la Deco a plecat, Narcisa care, care, care e la 99 și ea nu -a mai pus show prin, 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 provincie și atunci o, o, trupa cealaltă o cam sărăcit că am rămas doar cu joia la Deco și după aia au început și în trupa cealaltă, știi că nu spectacole, atunci încep discuții. nu cumva e din cauza ta? Deva doar plecase, doar plecase, fata care, doar plecase doamna care suna la, la cluburi în constant. Da, 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 așa e. Întotdeauna se întâmplă, sunt discuții și de la, primul rând de la bani. După aia orgolii, restul vin pe listă. Sunt multe. Da, da. sunt multe încercări, nu e, nu e ca și cum ar fi simplu totul, nu? fiecare cu personalitățile lor, că vă da. că nu știu cum era asta diverse, dar bă, nu erați, adică la, la, locul de muncă nu erați fiecare o, o personalitate așa complet separată de toți oamenii no, de la servici? Nu, no. Noi eram, noi, noi divertis, eram o personalitate separată de toți restul unde filmam. Noi vroiam să facem treaba, să muncim și toți mureau acolo pe platou să-și facă rolurile dublă, a treia, a patra, a cincea, să iasă gluma cum trebuie, cum a fost scrisă. Și de multe ori, cel puțin când am lucrat la stat la TVR1, aia se uitau ca la... Dar de ce mai o odată? Da, a fost foarte bine. Zic, păi dar n a ieșit glumă. Tu te de aici, e perfectă. Zic, e perfectă când spunem noi că e perfectă. Tu ții, dacă ți a plăcut, îți mulțumim, dar ar trebui să vezi când ar trebui să iasă bine. Și de aici a fost neînțelegeri cu absolut toți, cu producătorul, cu mașiniștii, nu mai zic de operator și asta, așa. la ora 6 cădea punga, mergem la o să mergem acasă. Deci nu era ca la Antena 1 sau la ProTV, care se închidea la ora 10 când terminam de filmat sau la 11, când se termina noaptea de filmat, te plecai acasă, punct. Ți-ai terminat treaba, ai închis, ai predat materialul la montaj cu asta, asta. în fine. Dar noi, noi, la noi nu existau discuții în trupă, nu, au fost niciodată discuții, chit că erau fiecare altfel, dar când era vorba de făcut gluma, treaba, sketch muzica, ce dracu făceam acolo, erau tot 100% numai pentru aia. Nu exista unul, bă, vreau să mă duc acasă, vreau să mă scopesc în nas. Dar nu, nu vă certați pe ce glumă să faceți? Ne certam înainte. Na, ok. Ne certam înainte. Când era stabilit ce glumă trebuie să intre, aia, aia era și uita restul. Aia o ai, peste două săptămâni, trei săptămâni. Sau noi aveam o chestie, dacă au făcut doi același glumă, înseamnă că e slabă. Pentru că s-au gândit doi oameni la aceeași glumă. Da, da, deci nu da, da. Are... și o, o uitai, nici nu. adică o ștergeai instantaneu. Dacă râdeau, tu făceai o glumă și râdeau ceilalți, toți, înseamnă că era foarte bună și va rude și lumea, că e scenă, că e filmată, că e cum o fi. Știi, cam. A, astea erau singurile. Hârtii okay. de turnesol pe care le aveam noi să știm dacă e o chestie bună. Dacă nu zicea nimeni nimic la un text, l-aș -arunca, arunca singur. Adică nu, nu mai încerca să explice dacă ceilalți din jur n-au râs. Că, să știa că n-au râs să mă închide căcat. Okay. Uh. Da, aș că... Dar nu, nu, nu pot să imaginez cum. Că v adică era, era, era... Am fost 12, dar unul, 10 oameni am fost. În antena 1 Pro TV, 10 oameni C am fost. Șansele ca 10 oameni să nu se certe. Nu se... Deci din punctul ăsta, deci din punct de vedere al artisticului, nu ne-am certat niciodată. Okay. Dar niciodată, înțelegi? Adică a fost râdeam, pentru că țin minte, țin minte odată, Sârbu a venit, bă, nu mai țin minte, 93, 94, într-o iarnă, eram la într-o undeva la Bușteni. Făceam noi revelionul și până ne hăhăiam, Cum, noi când ne întâlneam, mâncam, beam și râdeam până dimineața. Dans, dansul mai ușor, că nu eram noi dansatori, dar de râs știu că râdeam de ne spărgeam. Între noi, cu prietenii, cu fetele, cu cine eram. Păi și ne-a făcut sârbu, el era undeva la o vilă, la predeal. O vizită surpriză. O vizită surpriză. Îi dădus dă un telefon, nu știu unde, și știam că o să vină el în noaptea de Revelion sau... Bineînțeles, ca de obicei megaloman, o bax de whisky, nu știu câte baxuri de bere, bă, în anul 94-95, nu era încă să avem noi bani și asta ne le cumpărăm fiecare singur. Și chiar ne uitam cu mare drag la un om care vine să-ți aducă un bax de whisky. Nu era chiar așa la mâna oricui. Și s-a stat, el s-a uitat la noi și... Deci a stat o oră cu noi. El nu prea de el mai mustăcea așa de... Și a zis, câte glume ați zis voi aici, eu fac cu voi un sezon întreg, un sezon întreg de televiziune. Adică voi scriți, voi stați la chichițe și faceți glumă de glumă, țâță de mâță, nu? Tată, eu am nevoie de fluxuri, o zâmbet aici, mai băgați o glumă peste jumătate de oră, păi noi nu facem așa. Și sau n-a fost... Adică n-a fost o iubire, gata, șeful, mergem cu tine până murim, știi? Că el vroia industrie așa. și noi vroiam calitate. Până la urmă am ajuns în televiziune și am fost și la ProTV și am făcut industrie. Că asta se cere la televiziune, se cere industrie, nu se cere calitate. Că n-ai de unde să faci atât. Am vorbit eu mult și tu ești invitat. Nu, cred că da, sunt foarte interesat și am mai mult îți face de ideea cum, cum, cum 10 uh, oameni care se apucă de comedie pe com propriu, clar sunt un pic 10 personalități diferi, dificile și să pui 10 personalități dificile și un loc și să, să foarte să între ele, da. E... nu, noi, noi am început un grup ca un grup de prieteni, adică era un, o gașcă care stăteam la o bere, la o țuică, la ce vrei tu, la fluiera după gagici, la chestii din astea care se fac la 20 de ani. Okay. Înțelegi? Și din asta, glumim tot timpul între noi și cunoscându-ne de fapt de pe la spectacole, de pe scena casei de cultură a studenților din Iași, acolo s-au legat, vreau și eu să fac asta, uite am scris și eu asta, ce zici, băi mișto, hai să facem asta, hai să facem cicluri ciclu la cinema, la școală, la o zi din viața mea. Și fiecare își făcea cât un stand-up, noi îi ziceam monolog, că nu... Da, noi am avut alte... Noi ne-am botezat singuri ceea ce făceam. stand up era monolog. Da, da, Sketch-ul, na, -a. sketch -ul. Improvizația era interviu. Hai să facem un interviu. Și tot ne alegea o da, temă aia. și făceam interviu. Fiecare avea 5 minute să-și aleagă personajul și... E În piață. Erau nu știam. Absolut. Ok. O să Bine la, un Bine, la, televiziune, a... la televiziune, când am făcut da, chestiile da. de interviu, deja erau scrise. Pentru că, revin, una este calitatea și alta este televiziunea care înseamnă industrie, frate. Trebuie să faci mult și să râdă lumea. Deci, nu mai umbli tu la finețuri, la chestii, la inflexiuni. Tată, trebuie să avem două duble azi, că nu avem timp. Trebuie să filmăm șapte episoade, înțelegi? Da, da, da. Nu, înțelegi nu, știu cum e, dar, dar parcă, îmi imaginez că parcă și eu acum eu 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 uh, când, când fac o sală mai mare, mi am unul mai serios uh, uh, setlistul Că e o soală mare, n-ai timp să o dai în stânga-dreapta, doar ok. Nu prea să ai timp, nu ai, trebuie să-i ții focusat, nu ai timp da, să exact. ai dialoguri cu ei, cu oricum distanța, nu mai poți cu școlat din fundul sălii. Exact, exact, exact. <laughs> Dar noi ne-am fost chiar, am fost împreună la BCK da. și te-am da, văzut. Da, te-am văzut, acolo mi-a plăcut uh, foarte tare. Silviu cred că te-a văzut prima oară. No, te-am văzut da? prima oară și, sincer, a fost, a fost... A fost foarte fain. A fost foarte impresionat. A, a plăcut? Nu impresionat aiurea cum a fost colega voastră din New York care nu mi-a plăcut. Uh, cred că ea are multe referințe din New York. Că asta lui chiar rădea o grămadă în spate. Eu eram prea morcovit și, da, bă, tu nu știi ce cu tine. Da, eu, eu terminasem și eram doar eram morcovit, eram lângă lui. Dar lui chiar o râs vreo 5 ori la ea foarte tare. Dar cred că, au, cred că doar prea. Iar de multe ori americanii ei nu știu când pleacă din America. Da, American, ei iau America ei, cu ei. Da, da, ei cred că am toată, toată lumea e America. Uh -huh, așa. Și ei, da, da, dacă s-a întâmplat ce, ceva în, în New York, în Brooklyn, ea o să fac o glumă în, în București despre, despre ce s-a întâmplat în Brooklyn. Și băiatul norvegian. Norvegianul norvegian, meu norvegian, norvegian, foarte, foarte, Tot așa un, un POV din ăsta foarte interesant și asumat până la capăt. Daniel S Simonson și eu, da. da. L-am văzut în... Very nice. El a plecat în New York cam când am... El a trăit în Londra înainte să vin eu. Cred că a luat ceva mare premiu pe la Edinburgh, deși nu-mi amintesc. Mm -hmm. Și a plecat în New York în 2015-2016, a făcut și el. E foarte... Cumva din, din New York, dacă vin în Londra, E mai ușor să intri repede în cluburi da. Dacă pleci din Londra în New York Trebuie să o iei de la zero complet E ca și cum ești necunoscut. cunoscut pe... Dar e altă lume, părerea mea uh, eu, eu cred că doar e imperialismul <laughs> Păi e altă lume E altă lume, sunt da. Da. alte da. reguli Tata, aici faci ca noi Adică intri de luni Și ajungi tu vineri când îți cere public Atâta tot da, no, no. cam, cam, așa văd lucrurile. Da, da, așa este. Și cum te-a contactat CK pe tine? A, nu știam pe... Uh, nu știu exact cum, 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 o, cum o funcționat treaba asta, Adică dar... tu ai un agent? Dar, nu, scris or organizatorii care l-au adus aici în România, mi-au scris și cred că el se decisese cu o seară înainte că vrea opener și nu știu exact. Eu eram în, chiar eram ceva pentru turneu în pe Olanda și o trebuie să anulez un show. M-am simțit foarte, foarte show person. <laughs> N-am na, cum să, vin să fac show în Rotterdam. Trebuie să mă duc deschid pentru lui C.K. Băie, băieți, n Și da, doar am, do am venit, am făcut show, m-am îmbătat, m-am întors înapoi în turneu. Aia a fost toată, toată seara. Mai făcut ei la sala palatului? Nu, nu, a fost prima oară. A fost, prima -ai oară. Fost și, a seară, și, a doua seară sau numai a o, doar, o seară? Nu, au avut alții. A vrut, vrut, să fie un băiat și o fată. Da, a fost, a fost cred a că Maria fi... Popovici, care a, a fost a doua. Aha, da, da, da. Da. Și bănuiesc că au fost emoții puternice, nu? Cumva, el a fost foarte drăguț Nu neapărat, nu, mai mult am fost morcu Că l-am cunoscut cu pe el ah, ok. În rest, și glumele le știam că o să, Adică glumele sunt glume care le-am mai dat Sunt destul de vechi Le-am realanjat eu într-un Mi, -mi s-a părut că ai mers pe un erai drum pe Erai pe clar Adică da, da, le-ai dat cum sigur. trebuie Mi-a -mi plăcut că... foarte tare, adică a fost în plin N-am brusărit nimic, dar am dat și eu cea mai, cea, cea mai sigură chestie care puteam să o fac Uh, și când sunt 5000 de oameni, știi că cumva dacă, dai, dacă mergi la sigur e greu să dai prost, că da, tot, da. tot, râd 300, știi, când râd 300... se amorsează, da, da, da. amorsează și râd și restul. Și râd și restul, <laughs> <până> la <laughs> da, e mult da. mai ușor să prins scânteia. Și el cum ți s-a părut? părut? Mi s-a părut, mi-a plăcut mult special -o. Mi-a plăcut mult spectacolul. Uh Mi -huh. s-a mai drăguț decât m așteptam să fie. Eu tot auzisem că, că, el nu e cel mai prietenos comedian de la alți comedianți care, care au deschis pentru el. Ok. Și că el nu, socializează nu, nu, nu așa de mult, dar am socializat cu el mai mult decât mă așteptam. Uh, adică și... e un om normal, nu-i nu, -i, nu -i arogantul de la bloc ah, pe da, care nu, știi. Nu cred. <laughs> Mai ales acum, după tot, după necazul lui cu, mitul. Dar și înainte, din câte știu, era, era foarte... Cred că, asta l-a ținut, și ținut să fie așa de muzant. Faptul că, da, să se menține ca om normal cât de cât. Am, văzut, am văzut în Londra acum vreo câteva săptămâni. So, acum vreo două luni l-am prins în, într-un într într club de comedie, doar venit el fără să spună la nimeni, un club de comedie care are două sali și făcut 50 de, au făcut același spectacol de la sala palatului, uh, o mai adaugă niște glumi pe el și l-am văzut, văzut să-l facă de două ori, una după alta, și aia a a fost experiența vieții mele. Că atunci l-am văzut un pic sângerând, că atunci l-am văzut și pe el că ok, aici se râde, dar aici, uite, că nu s-a mai râs a doua oară, dar s-a râs la, la cuvântul următor, dar nu s-a râs chiar la, cuv la același cuvânt. Parcă când îl vezi două ori consecutiv, îți dai seama că. totuși îți dai seama și precizia lor că nu-i nu chiar. Păi, dar nu ar fi robot, frate. Exact. Nu, da, 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 unai, dar da asta. ai îți răspund singur. Una e să ai 4.000 de oameni, 5.000 de oameni în față și una e să ai un club de câteva sute de locuri în no. care. Amorsarea da. depinde și ora la care ăla de mai devreme s-ar putea să râdă la unele ăla de la ora 9, 10 sau la cât o fi fost al doilea, cu siguranță râd la altceva. Cu oamenii s mă așezați, nu m-au burta plină, n au venit direct de la serviciu sau dracu să știi de unde. Deci e, da. e... sunt mult prea multe variabile la chestia asta. El știa că vine cu un text pe care îl repet, făcut să tot turneul de Europa și, uite, sunt unele după amiază când, același text, poate. Nu reacționează lumea la fel, sau poate n-a zis-o el la fel na. și la primul și la al doilea. Nu-i robot, nu -i, are cum să facă așa ca un laptop, Apeși pe asta, pe butonul ăsta și pst, merge la că el a, și, a, a vrut să-și testeze material nou și cred că mai degrabă la materialul nou nu au fost reacții. Dar nu că nu au fost reacții, doar că au fost reacții diferite între cele două săli. Mm -hmm și mi-a plăcut foarte mult să-l văd cum, cum a reacționat el diferit la da. fiecare între glume și cum s-a destabilizat cum a fost diferită, cum a, că tot, 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 a trecut prin același material dar cum, cum a făcut dar crezi că s-a destabilizat de la asta? A, sau? nu, nu cred mm? că are atâta experiență adică că experiența că nu că... a, da, nu da, și nu dacă se întâmplă ceva în interiorul lui nu cred că vezi tu da, absolut. Dar cred că dacă îl huidui o că nu-i pasă deloc. Nu-i pasă. nu. are cum să te mai afecteze la... Da, da, la a trecut el prin o grămadă, deci nu cred că, na. Dar dacă te ar fi pus cineva înainte de show-ul ăsta să să alegi pentru ce comedian să deschizi, l-ai fi ales pe el sau ai fi ales pe altcineva? Cred că, cred că lui, cred că da, sigur. Ai lui pentru pentru înfragilele nu? Eu am patru mari influențe din comedia americană, E Seinfeld și uh, John Stewart, Louis C.K., Norm Macdonald. Mhm. Uh -huh. Norman McDonald murise, și atunci John Stewart și Seinfeld nu prea mai fac stand-up. Deși el, da. <laughs> da Rămăsnesc sigur de pe listă <laughs> viabil, nu? Și <laughs> că tot, tot vorbeam de, de, de America. Tu cum, cum ai făcut pasul ăsta? Cum ai ajuns în America să parchezi mașini și să faci stand-up și să faci atâtea lucruri? Car ca, ca tot românul care ajunge în America pe Că, Cale legală a românilor să ajungă în America, nu știu dacă este. Nice. Și am, am fost la Work and Travel, am scris la, Am fost la. ca să ne întoarcem la povestea cu facultatea. Așa. Da. Am fost la, la Seș, mi am luat diploma de bacalaureat și am dus-o la Spiru Haret. Da. Și la spiru mi-au dat alte foi matricole și nu știu ce. Foile la matricole, le-am dus la niște companii care se cheamă Work and Travel mm -hmm. și mi-au mai făcut, -am făcut chestii cu foi și alte foi și alte Chistii foi. foi. <grijin> făcut niște chestii cu foi și asta era în timpul ca și cum mai fi angaj, ă, student la Spirul ca Haret. Cum, ca și cum mai fi student la Spirul Haret. M-am pre, prefăcut ca student la Spirul Haret pentru, pentru un semestru. Ca să poți să obții foile. Ca să poți să obții foile, da. <grijin> am, fost, fost într-un weekend și la niște cursuri, doar așa, am fost cu un prieten, am zis ce se întâmplă la cursuri. <grijin> Da. Dar gând, gândul tău era să mergi să faci stand-up acolo sau de ce voiai să mergi în Statele Unite? Nici nu, nici nu s-a întâmpla nimic a vara în perioada aia. A. Era, o perioadă în care doar... Nici nu, ca... da, era doar o perioadă, era o perioadă, când doar fumăceam vara sau doar, da, doar, doar petrecăream. Și petrecărusem câteva veri. Nu știu dacă... Nu, nu, simțeam, nu eram foarte încântat de vara care, ur, care urma. Asta m-am decis cu, cu un m-am decis ceva gen în vara la 2012, că vreau să plec în 2013. Ok. Și în vara la 2013 aveai actele făcute, foile completate, work and travel și ai, ai, ai lucrat? Și mm -hmm. ai lucrat. Acolo am găsit jobul de parcage mm -hmm. mm -hmm. Am dat un interviu de, de aici, din, din Dristor, ți-mi că am dat un interviu pe Skype sau ceva? Tu fiind în, în București, în Dristor. Eu fiind în București, în Dristor. Foarte bun. La, la ochi pare băiatul ăsta că poate să stea în soare. Da, da, da. Ăsta să stea în soare și să vorbească frumos și să parcheze mașini la diferite etaje. Da. Și asta înseamnă că ai lucrat în Atlantic City sau unde? Los Angeles. Los Angeles. Foarte bine. Ei, acolo e și cluburi de comedie. Sunt un pic, dar, inițial aș fi mai mult New York, că acolo e scenă un pic mai, Los angeles e, sunt așa de mulți oameni în show business că nu, nu sunt alți oameni, așa de mulți oameni vor să urce pe scenă că nu e nimeni că care Absolut, să tot și de, de, de la farmacie, și aia de tu ca tine care parchează, nu da. și șeful cred că era tot uh, actor wannabe, știi? Tot scria un scenar, tot se repeta o poezie. Da, 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 da. Și, și da, e greu, e, greu să, e greu să te dezvolți ca comediant în Los Angeles Dar na, eu știam că ori Los Angeles, ori New York Dacă acolo a fost job, na, acolo m-am dus Și, și ai, ai urcat de câteva ori bune, nu? A, da, da, am făcut Cred că am, am avut și că când făceam 3-4 pe zi Adică chiar m-am... Eș, și fiind o scenă așa de mare Trebuia să faci multe ca să apuci ca să, să înțelegi să, pui să, să cunoști cât de cât oamenii Și să... nu ți-a fost greu să faci glumin în engleză? Prima oară, prima oară am făcut 3 minute și țin minte că, ți -mi că la început, cumva primele vreo 2 minute putea creierul meu să le ducă și după aceea încă un minut. Era... Da, nu, 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 nu s-a mai întâmplat. Dar încetul cu am dorit să o duc la 5 minute. Țin minte că la fel, când, când, am plecat în Londra puteam, puteam să, să țin, cred că 10, 11, 12 minute și după aceea creierul meu nu mai știa să mai vorbească în engleză. Era un mușchi care era terminat. <laughs> Asta n-am mai auzit, dar e foarte interesant ce zici. Eu chiar cred că funcționează. Inclusiv când, am, când eram deja în Londra, dacă mai plecam, cu, mai cu alți comedianți la drum și aveam un drum de 5 ore și am pățit de câteva ori, când, când ajungeam la, la spectacol, eu nu mai puteam să vorbesc engleză. Dacă vorbisei tot drumul, Consumați adică, engleza din creier. <laughs> Asta e foarte nutare mă. Da, că la urmă e un, e un muș, dacă nu e antrenat și dacă nu... Îl... Și se obosește și mușcul ăla, da. vrea să doarmă, să... Așa da, să... da. cum în franceză pot să duc două propoziții, nu pot să duc șase propoziții. <laughs> deci nu faci, nu faci open mic în Paris sau no, Lyon, no, Lyon? Nu, no e prea, prea scump hotel în Paris. Ca să. <laughs> păi și făcând, făcând în, în state și după aia în Londra, cum le-ai diferenția? Sunt foarte bucuros că am ajuns în Londra. că Londra fiind o. cum e New york e acolo sunt și oameni și poți. cum e New york cu uh -huh. New york e mai asemănător cu Londra. Categoric. Okay. Dar toată Anglia, e totă, practic, are 70 de milioane de locuitori. Uh, America are 3, 330 de milioane da. și. De, uh, uh, a, nu se fac acum toată matematica, dar zic zicem că americanii de 5 ori mai mulți, dacă uh -huh. teritoriul de vreo, de vreo 10 ori mai mulți. Exact. Deci toată ideea că, fiind o, fiind o insulă mai mică și mai îngrămădită... Totul e, totul e condensat. Da, da, și toată esența Angliei, practic, e în Londra. Și... Plus, toți emigranții, că acolo s-a adunat, toți, de toate limbile. Doar, doar, doar în Anglia poți, poți să trăiești pe circuitul de comedie? În, în America nu poți să trăiești pe circuitul de comedie. În America ori ești celebru, ori, ori ai un job de zi și nu poți să fi, fii. Adică nu, nu poți să trăiești din comedie. Da, da. Cum zic eu, barte, acum, nu sunt celebru în Anglia, dar trăiesc din comedie. Uh, în America n-aș fi putut să fac lucrul ăsta. Adică dacă erai Seinfeld. Dacă eram celebru, da. Dacă, dacă la, o ce ajungi la, TV, o ce intri în, în partea aia cu agenți, cu sponsor, cu da, e deja, spus, asta nu mi-a plăcut niciodată, nici n-am știut vreodată cum să fac, o să știu, să, o să învăț încetul cu încetul. El tot să... tot speră să facă până la 60 de ani, ca să-l ajungă pe lui C.K. <coughs> mă gândesc la pensii destul de des, <coughs> da. Are 36 de ani să gândește la... 34, pardon, iartă-mă. Nu? nu, 36, dacă aș putea să mai... Uh... Uh, dacă aș putea să mai duc așa un 5 ani, 5 ani, 5 ani mă mănânc în curs și n-aș putea să mă opresc, dar după 5 ani mi-aș mi lua o casă undeva și un mare, un kil de heroină. Că și n-aș să spectacole știi că te bucură aplauzile, dar nu te bucură la infinit. Te bucură la infinit. Te bucură la infinit. În momentul când ai să le mai ai, ce o să te mai bucure, dragul meu când le pierzi, când, le pierzi, da. atunci când le ai, mă cac pe ele, ce fac cu ele, bă, ce să mă mai enervează și ăștia le-au plăcut sau nu le-au plăcut. În momentul când nu le mai ai și zici aceeași chestie, bă, băiete, atunci încep să apară niște stegulețe roșii în față, ce-am da, greșit, șeful. Mi-e frică de momentul ăla. A, e interesant e interesant că nu te mai vrea publicul sau nu știu, lui nu, să căși unul pe tine. Sper să fie, în România au fost și toate schimbările astea foarte bruște între generații și foarte, foarte brusc au schimbat așa vremurile cumva. În, în Anglia parcă sunt, sunt oameni care fac stand de 30 de ani și nu știi nici dracu, dar sunt foarte buni, sunt foarte simpatici. Dacă vorbești cu ei, par un pic trist, dar eu, doamne, eu sunt așa gelos pe viața lor. <laughs> și trăiești din asta. Și trăiești din asta, da, da, da. da și... Nu, unii, unii se plâng de când gând, că, de exemplu, nu știu ce, club mare, nu mai bucuiești, că au acum 78 de ani. <laughs> dar, tot fac la celelalte cluburi la 78 mare. 78 de ani să fac stand-up. Bă, mi se pare fantastic. Nu știu, mi, totuși mi stand up pentru că voi ați făcut, ați fost prin prime. Adică aveți mileniale pentru mine să fac stand-up. Așa că mai este Seinfeld, e din garda vechi, mai mare ca mine, sau lui C.K. Adică sunt dar au făcut și ei și şi... gata, nu mai fac să zicem, na, lui Sikhen că mai face că na, umblă după un nou mitu sau eu știu ce Dumnezeu caută, dar eu numai pe voi vă văd făcând, adică mi se pare natural ca vârsta voastră să facă chestia asta eu de iar la... când aud unul de 78 de ani, cum zis tu că face, da uite, Carlin de exemplu la fel a făcut, da să... E, din adică, Parcă fiecare, fiecare, categorie socială are, are stand-up-ul lui, da. Uh -huh. Asta, e Asta e foarte mișto. Posibil. Și, sunt unii care la fel îs, îs huliți hu, 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 în, Anglia ca fiind așa cei mai bătrâni, rasiști, homofobi, că știi că care cu generația, dar ei tot umplu o sală de bătrâni undeva și spun niște glume despre, despre nu știu, nu știe, bă, sărați din Africa. Rasiste, rasiste, de toate. Oribile, tot ce trebuie, fac, treaba acolo. Și în Anglia, cum e, în 70 de milioane, am impresia că ceva gen 35 de milioane sunt trecut de 80 de ani. Asta cred că sunt cifrele oficiale. Nu știu, aici... aici tot... Mamă, mamă. Da, da, adică are oameni, oamenii ăia au în continuare mai mult public decât are Jimmy Carr Jimmy Carr și el e, <laughs> e, e, deja trecut de, 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 de dâmb. De, de viața, de, de, de mijlocul carierei e trecut, Jimmy Carr. Și după aceea mai sunt ăia tineri care au publicul lor, dar după aceea mai sunt și oameni care, la, la, la oameni de 18-19 ani, parcă nu mă simt eu confortabil să fac în Anglia. Mă simt eu că nu, nu, nu suntem pe aceeași A ferie. Adică nu, ah, nu, nu, rezonez cu ce ar dori ei sau ce și doresc ei. Sau... Știi ce ar dori să audă? Habar ha n-am. Eu nu știu ce ar putea să audă. dar niciodată n-am mers pe ideea că ce ar dori ei să audă, dar ia un calcul că băi, nu și-ar dori asta și cum pot să o editez eu un pic. Dar Dar simt difer Adică și Inclusiv în Anglia Simt că am, am Categoria mea socială Și frumos Când poți să, poți să o crești Să te placă toată planeta Dar tot timpul În cel mai rău caz îi, O să mă placă românii din, Românii din Vaslui Mutați în Londra din, din, Dintre 30 și 40 de ani Aia o să fie Publicul, la meu publicul până la Asta e foarte mișto da, acum vorbim mai devreme despre uh, începuturi, că în momentul în care te-ai apucat după 2-3 minute părea că gata, nu mai știi engleză, nu nimic. Uh, acum poți să poți să faci cât fără probleme. Acum am șort de o oră să fac destul de Asta în, în, în Europa când merg fac cam 50 de minute de obicei. În Anglia de obicei, așa cum circuitul e făcut, în 20 de minute. Mm -hmm. Asta e. Nu, nu neapărat e neapărat să faci maxim cât poți. Da, da, da. Doar, doar cât se cere. Mai adică ca și pot să fac 20 ori de ore într-o zi. Adică, da, da. Faptul, faptul că am fost la Edinburgh, da, 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 sunt mult mai confortabil. Dar o, o durat și inclusiv în pandemie parcă am simțit când îmi, îmi, îmi murea un pic mușchiul de vorbit engleză.

Cum, cumva în Anglia, cum ați făcut și în România, cluburile, în, în, da, în Anglia și în România, cluburile, fiecare comedian face cam 20, 20 cam 20 de minute, fac 3 comedianți 20 de minute, în America, spre mai mult, face 110, 10, 1, după aceea face 1, 15, 1, 25 și 1, 45. Aha. Și ne se pare un pic ideal varianta de 45, că parcă îți dă ocazia să fii un pic, și un pic mai profund și un pic funny. 20 parcă e prea superficial parcă Da, e prea scurt Da, despre la oameni de unde ieși și ce face nevastă Așa, aia e spectacolul uh, Pe când la 45 Ai ocazia să spui, să vă spun despre sora Lui nevastă mea <laughs> E că... și o cred că Dacă soacră, are o soacră dar, soacră înțeleg, de mai multe relații familiare, <laughs> poți să descrii mai multe personaje poți deschide și un gras, și un slab, și un... Dar atunci când erai în, în Statele Unite, ți-a fost clar de la început că nu ai nicio șansă să rămâi, nu? Adică te-ai gândit vreodată, băi, totuși aș putea să încerc sau nici nu măcar nu ți-ai pus problema? Anu, planul era, să, planul era să, mă, să, să mă mut în România, da, să mă mut în, în America, doar că cumva... Ok, mă întorc în România și vin, vin vara următoare și mai 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 așez un pic aici lucruri. Și am făcut asta, și după aceea mă întorc în România și vin vara următoare și rămân Definitive. rămân definitiv și vara următoare nu mă meu anul la viza. Oh, ok. Care a fost un lucru fericit? Chiar chiar cred că acum Înainte să mi-am viza, eu nu, nu știam despre circuitul din Anglia. Și acum, am, ac acum că l-am cunoscut, mi se pare că da, mult mai, mult mai bine am trăit pe circuitul ăsta decât cred că aș fi trăit în America. Nici nu s așa îndrăgostit de America. Acum mi se pare Europa extraordinară. Nici nu, când am plecat eu, nici nu, era, nu, nu se făcea așa de mult stand-up în engleză în Europa. Acum în orice țară din Europa să face stand-up în engleză, în orice țară din Asia se face stand-up în engleză. Adică poți să, chiar poți să cunoști lumea. America am văzut-o la televizor, mi-a ajuns. Mai, mai sunt alte părți în lume la care pot, la care să mă focusez. Ai văzut numai la televizor, ai, văzut-o și fizic, Știu că noi ca, noi ca români suntem foarte obsedați de America, că noi am văzut doar România și America. Astea sunt singurile două filme care le-am văzut în... zic ca români, generația mea de 40 de ani. Aș că zic că poate, poate boomerii ați mai prins filme franceze și ați mai prins filme din alte... E adevărat asta. Este adevărat. dar indiene? să știi... Indiene, dar mai de restul omenirii. Anii, 90 au fost 100% Nu, da, după da. Revoluție, toată lumea nu se spunea că așteptăm americane. După 90 au fost numai producții americane și tot sufletul. Pro ul care era standardul noului entertainment în România, era, totul era american, totul, tot Totul ce era în interior, reguli, modul de a vorbi, de sclipiciul, glamour totul era rețeta americană. Melodiile, am recunoscut toate jingle de la uh, jurnale de știri de la ProTV, am recunoscut în, în, uh, în New York în 95, în, în iarna lui 95, erau toate jingle de la unul din posturile de... Era un post de știri din New York... W, nu știu ce, pac, 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 pac. Absolut toate jingle intro, meteo, sport, toate mm. erau identice. Deci era o bază de date când au cumpărat-o, au cumpărat-o din America. Păi ia pe astea, șeful. Ce? unde ești, România? Iale le mă, pe astea, mă, ce tot. Noi nu le mai folosim de mult nu, timp. Noi nu le folosim, era o chestie de nișă, nu era un CBS sau un CNN sau ceva, adică să aibă jingle pe toată lumea să se audă la fel. Erau o chestie care s-auzea în orașul New York și probabil Poate jumate din New Jersey, habar n O chestie pe acolo, știi. În România. Și toată România, da. Și-ți că și în Bulgaria un pic, sunt niște țări în Slovenia un pic. Da, 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 da. În Franța Până... mai puțin, francezii sunt tot lor. Da, da. Francezii sunt patrioți naționaliști, adică naționaliști. Sunt și patrioți, dar asta ține de naționaliști. Și la nemți, la fel, tot muzica lor care nu-i pe placul meu, cel puțin. Nu știu, ai, ai făcut în Germania, ai avut uh, spectacole? Am mai, am mai, avut, din, am mai fost din, în când în Berlin e, be, între, Berlin, Cred că este foarte cosmopolit Berlin cred că e, Berlin, cred că e, e, cred că e a, cea mai mare scenă de comedie în limba engleză din Europa, în afara Londrii Adică e a doua după Londra? Aș crede că sunt mai mulți comedianți care fac în engleză în, în Berlin decât fac în Manchester Deși nu cum am făcut dar aș crede că chiar sunt mai mulți în Berlin decât în Dublin Sigur, 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 singur, sigur, Dublin, sigur, Și care fac doar, care fac strict în engleză. Mai au și o scenă în germană care e un pic mai mare. Dar în engleză ceva gen, cred că 3-4 open 3-4 show-uri în fiecare seară, minim. Mama. Cred că în weekend, nu știu, 10, habar n-am cum să fac wow. în weekend. Eu, da, da, Berlin nu foarte e cea mai internațională oraș în care am fost eu vreodată. Deci nu s-ar pune. După ce am fost în alte ori, am fost în, în Nuremberg recent, mă fac acolo staziștii, da, părea așa după vorbitul cu oamenii. A fost în Frankfurt, care acolo, acolo e centrul financiar, acolo am văzut cea mai mare sărăcie din, din, din Germania. Sărăcii care, la oradată. ce te referi? Sărăcie în... cum? În sensul că, așa, homelessness și... și Aha, și lumea pe stradă. Și erau turnurile financiare care atrag toată... Care, care atrag nu știu, resursele și după aceea sărăcia de jos. <laughs> și da, în Frankfurt -i. am fost în... Cred că, am avut ceva, trebuia să mă în Frankfurt și în, în, în Köln destul de aproape unul de altul și eu când mi-am programat că, ok, mai auziți din Frankfurt, o să mai stau acolo că, că e extraordinar. Și am ajuns acolo și, doamne, ce cu gara de nord. E, efectiv, ca, la, ca gara de nord... În, da, da, -o da, da, zi urâtă. Așa, așa e atmosfera. Deci de au rolaci cu tot. Da, exact, asta e. <laughs> și, și în schimb, cea mai frumos. Dar asta vreau să nu ți-a plăcut. Köln mi-a da. mi plăcut foarte tare. Am fost de mai multe ori acolo și chiar un oraș foarte viu și german, german, adică puțin vorbitor, vorbesc de anii 90 de limba engleză, dar foarte fain. Da, da, am aceeași părere. Acum, da, când mi-am programat atunci show ul N-ai știut. <laughs> <N> Ai zis <laughs> că Frankfurt trebuie să bată. <laughs> Francurtul trebuie să bată, da. <laughs> Și acum în Amsterdam, cum a fost? Am în Amsterdam am fost destul de ok. Am, am avut... Uh, acum, practic, o să, uh, am filmat show-ul. Acum în Amsterdam, nu știu... <laughs> uh, eu o să filmez show-ul ăsta sau l-am filmat pe, pe, uh, pe 23 noiembrie? L-am filmat mm -hmm. în Londra. Și... Uh, în Amsterdam doar am făcut... Uh, cum în pentru, o filmare. Și un special. Pentru special, da, n-am făcut niciodată asta cu specialul, dar mă simt, simt, matur. Vreau să mă pensionez, am zis că dacă, mă, dacă tu mă pensionez, păi să scot un special ce, înainte. Ce gânduri ai? Unde vrei? Să vrei, să vrei îl pui pe YouTube direct sau? Mm, nu, nu, o să nu vrei, vrei să, vrei, să Pe site-ul meu deocamdată și Aha. la un moment dat o să mai tai, să mai pun în chestii pe YouTube. îmi, uh -huh. plac, plac, așa de la Google, dar parcă nu mi se pare că, să, mi se pare că au suficient de mult multe resurse, nu au nevoie și de contentul meu. Păi și cam. te gândești la un, un soi de uh, pay-per-view, adică să să-l vinzi, cum au făcut și lui CK, cum a făcut și, cum îl cheamă... Uh, îmi aduc aminte. Mă rog, mai mulți care au, au pus pe site-ul lor și au vândut ei uh, pro propriu show. Cam asta e planul, do doar că sunt foarte departe de-al... De 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 uh... <laughs> Vreau să-l întreb cum face. Da, da, și <laughs> <trebuie>. aici <laughs> eu... luați da. am, 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 un prieten care, care urmează să-l întreb dacă știi pe cineva care știi <laughs> cum să facă lucrul ăsta. Asta e, dar tot am într 200 de mâini să întreb, dar în același timp pare că se poate. Bun, deci măcar l-ai făcut. L-am făcut, da, asta e. Sunt încântată să... Na. Acum că e... Și, și toată, tot turneul din Amsterdam dar fost bucuros că... Chiar primele show-uri au fost în Amsterdam și n-am fost foarte mulțumit de ele, dar acum la final am fost mulțumit de spectacol și asta e tot ce-mi doream de, de la tot turneul ăsta să... Practic, ți-ai făcut o repetiție, l-ai rodat, ai văzut cum care sunt glumele, cum trebuie spuse. Poate da. la londonezi o să-i meargă și mai bine. Oricum, trebuie să le dai SMS-uri la toți moldovenii din Vaslui, din Londra, să vină la. Când îl filmezi? Da, da. <laughs> să fii băieții tăi, adică da, dacă n ai publicul tău. Da, uh, cât de, adică după cât timp de mers și făcut în Londra nu știu, după cât timp crezi că ai început să câștigi cât de cât ok, să poți să te descurci acolo, să... să nu știu, de că fii... acum nu câștig suficient de ok încât să mă descurc acolo, dar mai fac show-uri în Europa. Ah, ok. Da, adică -e... dacă ai stat doar în Londra și ai face ce faci în Londra, îți este insuficient ca să... Da, nu, nu cred că se să... poate. Cred că nu cred că e nimeni care poate să trăiască doar din... Uh doar din cluburile de comedie din Londra, tot trebuie să Pentru cercui. că e foarte scump să stai în Londra, în primul da, rând. Asta e, da. Chiar mă, adică, sincer, de fapt, acum, uh, acum, sunt 10 zile pe drumuri și mi-e foarte clar în cap cât, cât m-a costat chiria în astea 10 zile. Okay. Care, merge în continuare. Da, care merge în continuare, da. când, 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 am, când am, luni în care ești plecat mult, asta mă doare cel mai tare, că nu folosesc <laughs> apartamentul din Londra. Păi și nu poți să-l faci un sub la un vietnamez, la un pakistanez. Trebuie să faci, dai SMS-uri, trebuie să, SMS trebuie să, trebuie să găsești oameni, trebuie să, trebuie să poți veni el când pleci tu, trebuie să poți să pleci el când vii tu. Dar că n-ai doar tu un apartament, ai niște roommates, nu? Da, sau, da, sau într-o... Tot trebuie Dor, să... a... Categoric am doar eu o cheltuială. Okay. Categoric. Când Diferent se trezește primesc... dimineața e cu minus. <laughs> da. Când primul lucru la face pipi dimineața să spală pe dinți, sus la oglindă apare Radu Isac minus 128 lire. Bănuiesc că 50? Da, da. Dacă, ai sta, dacă ai sta în, <laughs> nu știu, dacă ai sta în Liverpool <laughs> sau ai sta în Manchester sau în altă parte, n-ai avea opțiunile din Londra, nu? Adică Noi, pei nu mai e piața. -ai piața de acolo. Aș crede un, pic pic, mi-ar merge mult mai bine dacă aș muta în, în, în Manchester, de obicei cu, cum mai puțin comedianți pe scenă, cu atât comedianții sunt plătiți mai bine, primesc un, un procent mai mare din uh -huh, din, din pentru că doar au puteri mai mari de negociere. Și oamenii din orașele mai mici din Lond -ă, cluburile din, din Nordul Angliei primesc un pic mai plătesc un pic mai bine decât cluburile din Londra. Cluburile uh -huh. din Londra plătesc ce mai rău din toate cluburile din din UK. Serios? Da, da. Că, a, cumva, e, cumva ei zic că da, fi mândru că ești aici. Ești mândru că ești aici, nu mai vii tu, mai sunt 10 la intrare, șefu, Adică, ai, na, ești. Da, e ok, zice da. Și acolo vin, este, da, și -s -s tot super. Dacă vine lui, zic ei sau ceva și, și face. E, e foarte greu de de, de adică nu, nu e de negociat, doar, doar banii mai jos. Și plus mai este și în Anglia un nord-sud divide și cum a început să apară și... Anglia și România mi se pare foarte asemănătoare în sensul că București și Londra atrag toate resursele țării și restul e un pic, restul e un pic ignorată, restul țării e un pic ignorată ca, ca investiții și cumva ăștia din, de, de nord țin o frăție a lor în care dacă, dacă te muți aici te primim în cluburi dar dacă stai în Londra ne pare rău am înțeles și ar fi mișto să stai în Manchester sau Leeds Na, mai așa și să când vii vineri în weekend pac, faci spectacole dar tot trebuie să rezolvi problema cu casarea pentru două, trei zile da, da, tot e o problemă plus că da, cred că, dacă nu ești acolo, cred că în Londra și când ești acolo poți să, 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 cluburi mari care dacă au un drop-out, nu știu că Radu e disponibil. Da, da, imediat, dacă nu dacă ești un, acolo. Da, dacă sunt Manchester, nu, nu mai am ocazia asta. Spuneți că e, mai, e mai frig în Manchester, poate Londra mi se pare prea frig mie, nu vreau să mă duc mai la nord, trebuie să caut să mă duc un pic mai la, mai la sud cumva. Bun, păi, Mallorca, și... tot, totuși la, la început, când ai început să, să faci în, în primul an, în primii doi ani, mai făceai și alte joburi pe lângă? A, da, am fost la, am lucrat la un hotel timp okay. de vreo trei luni și după aceea încă vreo trei luni la un depozit. Asta a fost și după aia am fost quiz host, care era un fel de, practic, era tot, doar citeam, era un, în pub-uri citeam, întrebări de la, de, 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 de la un quiz. Aha. Și primeam o, primeam o sumă fixă, și după aceea mai <laughs> furam o parte din premiu. Furau o parte din premiu. B. Ce era? Eu, eu trebuia, trebuia cumva, toată lumea care juca cu ul trebuia să plătească niște bani, și, și, și suma totală era premiu întâi minus vreo 20 de lire ale mele. <laughs> Pula mea, trebuia să fac și o comedie. <laughs> asta mi se par cei mai ușor bani câștigați dar nu, nu era rentabil, dacă nu fără 20 de lire nu era rentabil job -o. era, era doar așa ce mă, așa mă țineam pe linia de plutire. și da, cred că mi-au luat vreo 2 ani cred că ultimul quiz l-am făcut cam 2 ani de zile după ce m-am mutat în Londra sau, nu știu, 2 ani și o lună, habar n-am da, na, pe acolo, deci 2 ani de zile ți-a luat să intri în, în circuitul de... de da, da, da de comedie în cluburi. Mama, da. Mamă, mamă, complicat. Ba, Eu știu că m-am dus, nu aveam avem deloc material. Dacă, uh, mm -hmm. product, primele, primele, 8 luni mi-au luat doar să scriu la 20 de minute și după aceea următorul an și 4 luni să-i conving pe alții să mă, să mă plătească pentru la 20 de minute. Dar 8 luni durează doar scrisul. Și o să, o să în linii marcă decât... Că Mai, se... dar trebuie să ai un, o determinare și o voință fantastică. Da, nu ne trebuie doar să n-ai voință să faci orice altceva în viață. <laughs> Dar erai chitit clar pe asta. Adică... Era, da, eram un pic și orice altceva. Mi se părea așa o idee proastă. Și în continuare, adică mă, în continuare parcă îmi fierbe sângele când au ce, ce fac alți oameni. <laughs> deci la întrebările alea de la final e ce o să spun? <laughs> okay. Da. Uh, și pentru că tot uh, suntem acum aproape de uh, noul an, voiam să să vă provoc așa și să mi ziceți uh, de ce amintiri aveți voi de revelioane. Revelioane mișto, hai să zicem, cel, cel mai mișto revelion pe care l-ai uh, făcut vreodată și ăla cel mai căcăcios. Cel mai ratat revelion. Ok. Haș, ha cu cel mai cel mai, uh, mai mișto, sigur a fost imed după după între, între 18-25 de ani, atunci atunci părea special că e un an nou. Suntem în 2022. Acum, cumva, uh, când s-a schimbat cifra, părea impresionant. Acum apare uh, altă, altă statistică. Uh. Și parcă ne. ne, ne, ne că adică când ești tânăr, are sens toată nebunia asta cu, cu, petardele, cu artificiile, cu zgomotul. Parcă cu cât, cu cât te duci mai sus, cu atât nu mai suport zgomotul, nu-i mai înțelegi. Dom'le, dar ce fac ăștia cu pet? mi așa mi se pare, știi? Dar atunci la, la 18, 19, 20 de ani, bubuiai, făceai, urlai. După aia deja, dar ce fac domne cu pet? De ce dau domne petarde? De ce dau artificii? De ce dau... Și cel mai căcăcios? E, cred că în ultimii habar n-am care, care ar spune, dar nici nu, că nu mai bag în seamă Revelionul ca... Dar nu, asta vreau să întreb, nu-l petreci ca atare de sau... Mai, încerc, în, în, Anglia chiar au, au show de comedie, dar primești așa, un, un 10% în plus, adică nu, e un show normal. Și, și, biletul e doar 10% în plus față de zi normală. E cumva să mai dați cu Crăciunul. Da, și... în Occident, rebeliunea e o mâncare și un fel de petrecere până la miezul nopții. Lui... Nu da, și cum, cumva inima nu mă lasă să fac ca ei să-mi să, să, -mi, să -mi un show și doar să, să doar să câștig 10% în plus. Asta parcă nu vreau stau acasă, dar nici acasă nu, nu știu ce o să fac. Sincer, tot timpul eu. An, anul trecut de Revelion am, am, pregut, am, petrecut cu, cu niște prieteni care petrec eu mult timp uh, și rezoluția la finalul, la finalul serii a fost ultimele două Revelioane cu el le-am petrecut și rezoluția la finalul serii a fost că anul viitor să nu mai facem același lucru. Să nu ne mai vedem. să nu ne mai vedem. <laughs> aia, să facem altceva anul viitor. mi e plac drogurile, asta parcă, parcă drogurile îmi plac să le mai, mai, încerc, mai încerc un drog. De nu nou. Nu? Da, da, nu, nou, că atunci e timp liber, aia două zi. <laughs> Ai timp să revii. mi se pare că ne-am fost acum amândoi în UK, am fost în Liverpool. Okay. Și cred că, n-am fost împreună, dar am fost în, cam în aceeași perioadă. Mie -mi, mi se pare în continuare absolut senzațional cum se, ba, cum se bea în... acolo, deci eu n-am eu, eu, eu am fost pentru prima oară în UK n-am mai fost, auzisem, văzusem poze, văzusem social media, povești și am o grămadă, dar e altceva în momentul în care mergi acolo și vezi, uh, vezi oameni care sunt absolut varză colege care sunt împrăștiate pe jos în șaormerii uh, îmbrăcate foarte uh, provocator cu doar, doar pantofii, pantofii ieșiți din picioare cu curea doar în jurul Da, cumva doar, doar, pare greu că doar, doar pare imposibil să nu le fie fric. Doar nu știu exact. eu, nu, eu nu știu cum supraviețuiesc la fric, pentru că în perioada când am fost noi, bănuiesc acum mai și mai și, că un Liverpool bate al naibii cribățul de pe ocean, uh, Noaptea la 11 când am ieșit eu, m-am luat după zgomot, abia venisem cu avion, avionul, târzias aveam vreo două ore, deci eram chitit să mănânc ceva și să beau beau. Okay. Adică, tati, gata, am ajuns la... Aici viață, nu mai e viață numai. Bem, bem, distrăm. Un club cu muzică. A fost atât de simplu încât primul zgomot la 50 de metri de hotel în care am stat s -auzea muzică foarte tare de -năuntru. Zic, aici e clar. Era un band, oameni mai în vârstă, dar cântau, frate, pe exact rock pe care le știam. Eu zic, aici e... niște oameni în vârstă, tare, la o jumate de cârciumă mai încolo, cântau, ap, dansau pe ring. Băi, era o imagine... Au apărut niște fete din astea, numai niște... Eu eram cu plovă, cu geacă, cu un tricou vânos. Da, deci eram... Dar nu-ți venea să te duci la ele să le zici mă tată mă, dar nu... Nu, nu venea, dar mă uitam mă? la ele. Îmi venea să le, le pun mâna așa să nu le cadă țâțile. F... Băi, erau incredibil. Deci erau în niște pijămăluțe ca și cum erau 28-32 de grade afară. Nu știu dacă aveau underwear sau nu, că nu prea se vedea nimic ca și cum ar fi avut ceva pe dedesubt, au tras niște șnapsuri, s-au mișcat puțin, sau au cărat în altă cârciumă. Deci... Bar hopping-ul lor, tradiția. Bar hopping este fantastic. Cum rezistă frate la temperaturile alea? Eu nu înțeleg. Nu deci, de care, care un pic. Dar care ideea să nu ții ceva pe tine? Nu înțeleg. Erau 8 grade, 7 grade, poate 4 grade că băteau un vânt de pe ocean okay. când ieșit afară nu puteam să mai mișc fălcele dar, dar nu vreau să, să, să acum numele lor, dar, Nu, nu, dar, dar tu din experiența te, pe care o ai tu. Te un pic. Adică și eu când m-am mutat acolo, mi-era frig constant și acum pot să ies în tricou în noiembrie și nu mai este. E, alt altfel de frig. E de la... Umiditate? Umiditatea, da, mai mm -hmm. crescut acolo și cumva simți frigul mai tare sau mai puțin, nu mi-e mi clar, dar, dar clar mi-e că trebuie, trebuie, să durează un pic să adaptezi. Și știu asta și când am fost în Los Angeles, Los, Los Angeles fiind vară, și acolo mi-a fost frig primavară. Doar creierul, doar nu eram eu adaptat. Doar, <laughs> da, dar, da, greu să-ți fii frig în Los Angeles. Mi-am cumpărat geci care, care le-am le purtat după aceea în, 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 Londra. În Londra, da. Uh, aveam un scooter și seara doar să... Da, bine. Și seara doar nu puteam, nu eram, eram terminat de frig. Da, și eu, eu să vă să zic că dacă ei, ei beau așa uh, weekend de weekend, în fiecare zi, lună de lună, atunci clar de revelion ce să mai, ce să mai facă ceva special. Că ei oricum da, ei beau constant, ei se distrează Da, constant, ei au revelion în fiecare weekend și mi-a plăcut da. foarte tare cum se distrează la orice vârstă. Adică ești de, ești, de acord că vezi niște tineri de la vârsta voastră în jos da. să se distreze și să facă și să... ok, asta e firesc că asta e vârsta bă frate, dar erau mai în vârstă ca mine, bine de tot oamenii și erau oh, și cântau cu versuri să zic, bă, tata ei să moare aici, nu mai vine Nici nicio treabă. Bere, șnaps, bere, șnaps, deci erau șoturi bere, șoturi bere. Zic, fratele meu, aici e de mine, mamă, ce, ce societate bine făcută, calculată, frumos, distracția, distracția, mânca, muncă muncătate. Da, da. Foarte bun. Nu că suntem încă gener generația care au avut 40 de ani în, în anii 90 și generația care da, au da. să mai iasă în oraș. ieși la nunți, dar atâta, nu, nu iese în oraș. Crezi? Aș crede că atunci, în anii 90, când era... Atunci, atunci eu fost o sau nu știu, nu știu cum era în, înainte, dar nu imaginez de ce oamenii s-ar opri vreodată din petrecut. eu nu, tocmai că nu mi s-a părut că la 70 de ani, aia aveau 70 de ani pe care am văzut nu mi s-a părut că s-ar fi oprit vreodată din petrecut. Erau îmbrăcați ca în anii 80-90, cu strasuri de alea, cu să fie blinchi-blinchi pe aici. Era evident că ei trăiau ca în anii da, 80-90, erau îmbrăcați ca atunci, ca acolo. Și era o gașcă. Da, că da. se vorbeau între ei și cumpărau, citeau, vorbeau, pac, pac, pac. Mi-a umplut sufletul, zic, dacă așa arată pensionare în Anglia, tată. Asta e viața, frate. E, asta fii să fii să cetățean al Imperiului? A, aia, da. Eu nu e. sunt cetățean al Imperiului, mă, mă străduiesc, o să mă înscriu la poștă. N-ai pașaport că... de cetățean roman, trăiești mai bine. N-ai pașaport? Nu poți să petrești toată viața. Nici petrești vorba, vorbă, trebuie să te Bucur după ce la cum funcționează viața. Exact, la muncă tinere. Dacă vorbeai mai, mai, devreme de toate opțiunile astea pe care le ai în momentul în care începi să faci stand-up în engleză, te-ai gândit, nu știu, să mergi, să mergi într-un an în Asia de Sud-Est și să faci, de exemplu, sau nu știu, altă da, China. vreau să mai plin vreau să, vreau să mai văd lumea, doar aștept să cumva să se potrivească. Uh -huh, uh -huh. m-am gândit dar deocamdată să văd cu, ce fac cu chiria din Londra. <laughs> Aia, nu... Are o problemă, tu vezi, recurența. Noi discutăm, cât discutăm cât și panga ajunge la dar, chiria în Londra. Dar m rupe să mă duc două luni în Asia, eu nu aș să mă bucur două luni de Asia, Știți că să, dar să zine două și două în Londra. cât e chiria în Londra? să zic doar s dat un prieten luna trecută s-am dat în Londra și știu că au făcut, au făcut cel cercetarea pieței. Așa. Un apartament cu o cameră, 2000 de, 2000 lire da. pe lună, care sper să pici, sper să se întâmple ceva cu toată piața asta imobiliară absurdă. Și bănuiesc că nu e într-o zonă foarte bună, nu? Ah, nu, e o zonă decentă. Dar... Decent, dar nu în centru, clar. Și Ce, e greu. cu o e zonă cameră zonă, sau cu un pare? dormitor? Cu, cu un apartament cu cameră la ei înseamnă că ai și living și... Și, și ai și un dormitor, dormitor. da. Un dormitor și un living și... Eu... N-am văzut încă apartamentul. O să mă duc. Da, să da, cam, cam astea prețurile. Undeva, nu foarte central, dar într-o zonă decentă, vorba ta. Adică... Acum, acum vreo șase luni prețurile erau 1500 în lire. A, da, atât de tare au crescut în, da, 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 da. în câteva luni? Da, 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 da. eu nu știu ce sunt se întâmplă ceva cu... Pe... Păi, a, a scumpit viața în general la voi, toate au crescut grozav de mult, prețurile toate au crescut. Abia acum că a fost pandemie 2 ani și lumea nu s-a prins că a fost Brexit, știi? Și acum încep să se plătească ieșirea din Uniunea Europeană, bănuiesc că asta este, toate contractele se refac, îți alte prețuri, îți alte taxe, tot ce importi are altă taxă? Dacă vine ceva din Europa numai la același preț pe care îl luai acum trei ani? Ar putea, eu mă aștept la un moment dat ca și sărăcia asta care tot nu se promite din, din Londra să, să din, din Anglia cu Brexit-ul să vină și cu prețuri mai mici. Parcă, X, dacă, sărăcia dacă, vine în primul rând cu prețuri mari, de aia e Da, dacă Dar cine mai permite prețurile mari dacă e sărăcie? Nu știu. E, e un, e un cânandrăm. Da, așa e. Nu se mai termină. Dar da, e, 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 no, e, doar, e doar o absurditate că suntem noi acum e doar niște oameni, niște, ăștia cu băncile, cu mortgage-urile și, uh, și ceva companii de construcții, doar, doar țin piața de coaie, dar nu -are, are cum să trăiască. Adică din procentul care îl plătește un londonez mediu pentru, pentru chirie, e mai mare decât a fost vreodată în istoria planetei oriunde, nu știu deci, deci acum ați doar niște cifre absurde, dar sper să nu fie asta viitorul. Rău stai, ai mai făcut? A, nu prea, pentru că doar, doar din cauza că... Da, n-am mai făcut. N-ai mai făcut, nu? Făcut, nu? N-am mai făcut. Adică uh, în, în engleză ai făcut vreodată, acolo ai făcut? Am făcut, am făcut niște battle am făcut și unul în, în LA, fix la, la, la unde a început ei cu Rose Battle-ul. Chiar uh -huh. am prins am prins de la început, cum a început. Uh, când am fost în 2013, uh, erau doi comedianți care s-au certat. Și da, eram atunci în seara aia când s certat, și pe aceea comediantul un pic mai deștept, a zis, hai să facem un roast battle. Mișto. Și, atunci s-a organizat ei repede și, -a, și -a, s au pulit unul pe altul pe scenă, altul de la sunet au pus niște sunete, altul a început să reacționeze și după aceea mai, a fost mișto, hai să mai facem asta marța viitoare când nici așa doi nu se înțeleg. <laughs> ah, fain, fain, fain. Mișto. după aceea următoarea marți și asta a fost prim, în 2013, când am fost în 2014, deja nu puteai să mai apropi de Comedy Store în marțea, când aveau Rose battle -ul. Deja era așa de pâlc de oameni. Au început să apară și, și ăștia mai celebre au venit ca să... O uh, au ajutat și evenimentul, dar și, și evenimentul cred că suficient de mare că au atras atenția ăstora celebre. Și după ce uh, am avut un Rose Battle în 2014 la Comedy Store, după am mai părut în Londra Rose Battle-urile și le-am făcut, am făcut vreo 4-5 acolo. Dar nu trebuie să-l știi pe omul ăla pe care Un pic, trebuie să-l știi, dar un pic, trebuie să... nici, pub, nu Nu știi, nu da, corect, Alun corect, trebuie corect, să știi, După ce știi, după ce vede publicul oricum. După înfățișare, na, da, un pic, și un pic mai introduci tu niște chestii. Da. Și stai de vorbă cu el să-l întrebi cam ce ai... Adică nu trebuie să-l pizduiești direct așa, trebuie să fii nu știu, mă gândesc că trebuie să ai puțină grijă de omul ăla uh, no, nu, -i, nu, -i, nu, eu, poți să fii oricât de dur vrei Aha. și omul ăla chiar trebuie să-ți spună dacă ceva gen, dacă e murit tata sau dacă tata s-o -o, -o cu, cu unchiu sau ceva Trebuie tu lucrurile astea, lucrurile astea ne le spunem în particular și după aceea, ok. Oh, da, păi asta zic, atunci. adică ai, ai o discuție cu cel cu care faci... A, da, da, este discuția, dar discuția în sensul să-l ajuți pe om ca să fii mai agresiv cu tine. A, nu da. Să, nu să-l spui, să nu, uite la lucrurile asta A, astea ok, astea, okay, astea. ok, da, da, da. Uh, dar e, nu e încă... Rose Battle-ul parcă nu e o... Și că în România se face și o ligă destul de mișto, dar parcă muncă versus plată încă nu-i, nu, -i, nu, -i, nu -i foarte ok în, 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 UK și de asta n-am mai făcut. E doar, doar durează mult să scrii glumele alea. Durează mult pentru că pregătești o chestie one time. Exact, exact, da. așa, Una ai să-ți pregătești un show pe care să-l joci în clubul ăsta, și în clubos, ăsta, și în clubul ăla, și la Amsterdam, și în Berlin, sau whatever unde, știi? Exact. Dar roast trebuie să fie la de față și să fie o seară de roast să lumea vină să vadă cum și-o trag doi oameni exact. care se presupune că se cunosc. Da, mi se pare și mai mișto când îi faci unei, unei vedete, știi? Unui, unui om... Da care cumva e la apus de carieră, știi? Vezi că cine că nu au apărut alea cu Pamela Anderson și cu Hugh Hefner, mi s-au părut extraordinare, da. dar sincer nici nu mai știu care sunt ultimele care au apărut în America. Băi, au tot fost de atunci, adică a... au fost până și Donald Trump. Da, Donald Trump, da. Clar, a fost o chestie de marketing, iar printre ultimile nici nu mai știu. Uh... R -r 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 Charlie Sheen a fost tot atunci, tot în da. perioada aia. Dar... Așa cea, deja când au fost la Charlie și nu mai erau așa. Bruce Willis e mai nou. Ok. Până, până să afle că e bolnav. Ok. Uh, Bruce Willis... Uh, nu mai știu. Dar... Uh, și chiar și astea, și astea la noi mi s-au părut foarte reușite. Mi-a stat de aici am plăcut. Și... Pentru că știam cât de cât știi personajele. Știi? Da, da, și... da. da. E altfel când știi, așa numai poveștea și că ăla e gras și că la nu știu cum, nu-ți crește părul, că nu știu ce, e doar e artă pentru artă, dar dacă știi puțin personajul, altfel da, complet merge complet. glumea, e, e, te distrezi pe chestia asta, evident. Tu ai făcut, ai <gutu> uh, fost uh, și tu. Am fost la două rosturi, la Alex Velea și la Spike. Mhm. Uh -huh. Uh, dar, cred că cam, cred că, da, mi cam atunci mi-am eu dragostea pentru, pentru, pentru rosturi. Dup după alea am, am, făcut, după ce faci 10, am făcut în viața mea 10. Mm -hmm. gata, ok. Să, dacă, dacă, în sensul dacă e un eveniment mare cu drag, chemați-mă dacă vrea cineva să rostuiască mâinii pe Donald Trump sau pe... Klaus Johannes Oh, cum, mamă, cum, ar fi, Cum ar fi, să-i faci un rost lui Iohannis, mă? Dar ar trebui să... Adică trebuie să vină de față să vorbești cu el... Da, nu, el, el chiar merge să face un rost fără să fie prezent că, că prezența lor cum noi. Bravo, da. așa e. Și nici nu știu, nu știu dacă are mușchii suficienți la față să zâmbească sau să râdă sau... Da, nu știi că erau discuțiile alea să-i să facă Luponta, erau... Uh, mi se pare că chiar, nu știu dacă anunceam perioada colectiv sau... Cred că un pic după și după. că au renunțat tot pe ideea că da. Donald Trump totuși a ieșit președinte după rost și hai să nu facem pe ponta Da, președinte. da, da. da exact, exact. Plus că e o chestie foarte faină din punct de vedere marketing, știi? Pentru că tu, tu fiind deschis, să primești... Adică să, să, să primești aceste miștouri pe românește, știi? Și să fii da, acolo, cumva ești ești bine privit. Da, știi, da totdeauna adică victima e bine, privită. 10 de... primii, primii care fac asta, după aceea nu mai este așa de. Nu mai e, da. Păi să, nu, să termină și glumele. Nu mai așa mare, dacă. Da. Dacă, da. dacă deja ai, insult, dacă ai folosit o deja pe altul altcineva. Exact, exact, așa e. A. Păi Acabă și... mi un format extraordinar, dar mie m-a săturat de el. Păi nu, dar este one time. Asta, asta, asta e, e este da, o eu. chestie foarte mișto, one time. Dacă o fac toți, Săptămână de săptămână, și tot ei la. Băi. ineditul, întotdeauna, noutatea este cea care e pe primul loc. Faci glumă bună, dacă este inedită, formidabil. Deja când stilul ăla de glumă îl faci a patra, a opta, a zecea, a oară, normal că publicul. Hai. Da, exact, exact. Dacă o auzi tu prima oară, ok. Tu -ai, fost, ai fost plecat doi ani din România sau de oriunde, ai venit din junglă, te spargi de râs când l-auzi ăla. ai fi, să fii singurul că de șase luni să zic glumele alea. Adică... Exact. Asta, da, asta cred Dar că are este popularitate pentru rosturi, dar doar eu le-am văzut data. <laughs> ok. Cred, și cred că mai sunt alții care sunt saturati și cred că sunt mai satură lumea. Nu știu, știu că când au fost. Ele au început ca un fel de doar. Între, doar între comedianți ca un eveniment. Exact. De la finalul carierei Da, doar între comedianți, atunci erau un pic mai. erau, erau mult erau multe bărfi despre care toată lumea știa din public și e foarte ușor să faci glume despre lucrurile astea. E, aproape ca, e aproape, ca, aproape ca, aș face un rost la o nuntă, asta aș face. Dacă mă la o nuntă aș face un rost la o mire, dacă e un prieten de-a meu. Dar de ce mișto ar fi asta. Eu am fost, tot, uite, tot îl, îl pe Natanticu. La, la un dat am fost cu Natanticu la un eveniment Evenimentul fiind o nuntă, da. și noi trebuia să facem un joc de improvizație. Era un gig din asta, acum foarte mulți ani, și eu îi făceam lui jocul ăla, exercițiul ăla cu brațele. Da, da. În care unul vorbește, dar cu brațele celuilalt. El își ține mâinile la spate și, mă rog, gura se ia după mișcări adică tu, tu trebuie să te iei și să, 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 vorbești după mișcările pe care le face la în spatele tău și să, era o masă foarte lungă așa, unde era mirele, mireasa, nașii și așa mai departe și rest, stânga-dreapta erau ceilalți nuntași și am, am făcut un, un discurs, eu îi făceam brațele acolo în spate, nu vedeam foarte bine. În Atanticul uh, încerca el acolo să fie amuzant, a durat foarte puțin. Cert ce este că uh, mă rog, oamenii au reacționat, ce este că la un moment dat. Exact la sfârșit, Natantico a terminat cu, și uh, acum să vă spun o vorbă ca la mine acasă la Petroșani, ca să căcat, să uh, nu-și bage nimeni nasul în ea. Și după ce a zis replica asta, eu am ieșit uh, fericit că am terminat momentul, am ieșit de acolo din spatele lui și am văzut, de fapt am simțit prima oară că toată toată atmosfera așa era era foarte dubioasă ăsta okay. n-am apucat să mai stau oricum erau niște fețe, am văzut niște fețe încruntate acolo ăsta m-a luat de, de mână, am ieșit după care au venit la noi oamenii care ne bucuiseră și nu a fost foarte, foarte drăguț momentul și așa, dar replica aia de la sfârșit a fost un pic nepotrivită. Știți că atât socrii mari cât și soacrele sunt, adică socrii mari erau preoți, soacrele erau preotese și în momentul în care au, au, auzit replica cu casă de căcat, toată lumea s-a negrit și a picat ca nu ca în perete. Și... Deci a fost fucking shit. n-am știut, am, am vrut să plecăm de acolo cât mai repede, am plecat și ne-am dus am fost. Ei, hey, da, nu știu comedia la nunți foarte grea. Bă, da, nu, este... Nu, niciodată nu știi nu cum, e, e, nu, știi la pe cine, nu știi pe cine uh, super, știi, nu știi pe cine, da. <laughs> adică dacă, dacă e o nuntă la care oricum mergeai și cam, cam cunoști jumate din invitați, poți să, faci, poți să faci ceva, dar altfel dacă eu o nuntă care mergi tu din, din zero necunoscând nimic, n -ai, n -ai, da, e destul de complicat să mulțumesc toți bătrânii și toți tinerii și toți... Da, să-i dăm, să dăm, un premiu lui Radu? Ce așa zici? ar trebui. Așa ar trebui, așa. nu? Zic eu asta despre, despre notă, doar că mi-am amintit acum. Dar Prima notă care am făcut-o, dup da. după ce m-au plătit oamenii, că am, am, urcat... Doar și un eveniment oribil, dar da, așa, asta e tot trebuie, trebuie să-mi dai bani <laughs> Și că m-am urcat în mașină și în primul lucru care am făcut în mașină, am deschis farurile, ca să, să nu mă vadă la zâmbind. <laughs> Am deschis după aia motorul, după ce am plecat. A, dar da, sunt evenimente nepotrivite, scuze. Nimic, dar nu e nimic, nu, dar asta e. La nuntă trebuie să fii foarte atent ce faci. că stand-up stand, -up, stand -up la eveniment privat este horror. Când nu? Adică nu ai sub... avut vreo experiență faină? A, da, am avut multe experiențe da? superbe, da, da. Serios? Adică dacă sunt oameni care chiar vor să asculte 20 de minute, am avut cele mai mari distracții din viața mea. Really? Și, și după, și înainte, și în timpul evenimentului, am avut foarte multe mișto. Doar când sunt unele în care oamenii nu știu exact ce își doresc și au auzit ei că este un comedian, și cumva îi zic și tu le zici că băi nu cred și îi zic dar, să ai, că o să fie bine, că nu e un comedian, și cumva, cumva că nu... Când că organizatorii nu sunt foarte conștienți de că atunci, atunci suntem, suntem să fie foarte rău. Da, da, când în lumea nu nu știe la ce trebuie să aștepte și nu-i prezentat cum trebuie în momentul respectiv. Comedia nu e ca muzica, chiar dacă nu le place, oamenii pot să ignore. Comedia cumva nu poate fi ignorată. Nu, și trebuie să fii atentă, adică nu poți să mănânci friptura în timp ce spune la gluma, că nu mai are glumă, adică nu mai e nimeni atent. Nu ai cum să râzi cu carne în Dar n-ai cum. Cum să faci atmosfera Dar nici cu morcov nu merge, am încercat, dar nu e, nici brocoli, e de căcat, nu e. Măi, ideea este că noi dăm un, dăm un premiu virtual invitatului, okay. cel mai, cea mai înaltă distinție pentru meseria lui. Dacă există un Oscar pentru voi, okay. pentru stand up să presupunem că tu l-ai câștigat. Asta nu știu cum se numește, sper că ți dorești, că asta e drive-ul care te mână aici în luptă. Și noi suntem curioși și vrem să aflăm de la tine, în momentul în care primești acest premiu, okay. discursul tău de 60 de secunde, cui mulțumești? Sau ce spui în ală 60 de secunde? Că trebuie să există, ca la Oscar, ca la Grammy, ca la Emmy, ca la ce vrei tu. Mulțumești lui mama, lui tata, producătorul, echipei, whatever. Tu cui mulțumești la Ești singur. Uh, Am și eu din, din viața mea, o, o, oameni din viața mea că, care, care nu-mi cer mulțumiri. Păi, aia cei și mai mult. <laughs> care nu-ți care nu cer mulțumiri. Care nu cer, că nici, eu, nici ei nu-mi mulțumesc mie, nici eu nu le mulțumesc lor, doar oamenii care ne întâlnim și doar petrecem o duminică Plăcut împreună. Atât. lor vreau să le mulțumesc. Oamenii, <laughs> care, oamenii care mă suportă pentru cine sunt eu. Când, când nu faci glume. Când nu, fac, când nu mă străduiesc să fiu plăcut. <laughs> da, uite la asta, nu m-am gândit. Asta l ar mai gândit Că restul timpului îți cer, cer și bani pentru faptul ăla. Așa, în restul timpului ești poate un nesuferit, n avem de unde să știm. Da, da, adică m-am și eu momente. Or, ori, ora ador, mor ceva, tot mai. <lzări> Câteodată ne uităm la un film și eu doar pur și simplu adorm în primele 5 minute. Strict tot atmosfera serii, dar... Uh... După această ocazie vreau să le mulțumesc oamenilor care au acceptat toate serile stricate de mine în ultimii 10 ani. Mulțumim! Mulțumim și noi! Și aici dacă podcastul nostru, Bumărul și Milenialul, este pe canalul de YouTube Happy Fish. Presupunem că fișul ăsta este chiar peștișorul ăla uriu care îți poate îndeplini orice dorință. Care este dorința ta cea mai ascunsă care ai dori să se îndeplinească? Să o transmitem peștișorului. Nu să da, chiriile în lume să fie la un preț normal. Dacă... Extraordine dacă... Deci n-am avut, îți jur, 72, 3, 5 cât am avut până acum invitat și am discutat cu ei, un om care să revină atât okay. de, cum să zic, persuasiv, să ne toarne picătura londoneză, nu chinezească <laughs> în cap, chiria de la Londra să scadă. Chiria de la Londra e foarte mare. Vorbește cu peștișorul și vorbesc vezi. Vorbesc cu peștișorul, trebuie să pe facă ceva, vine pe Tamisa, să face o, peste tot districtul financiar și la OB-ul ăla mare să îi cadă geamurile dacă mai să scumpesc. A, asta sper și eu, da, da, asta sper și eu. Să fie niște chirii raționale. Noi avem și un, un chestionar pe care l-am preluat de la Inside Actor Studio și voiam să te întreb care e cuvântul tău preferat? cuvântul preferat. mm -hmm. cuvintele amuzante. Acum, doar că am vorbit despre asta recent. Lebădă. E amuzant, e frumos de spus. Da. E, e, și o pasă de care e un pic... Super elegantă elegant, așa. Un pic elegantă, dar un pic... un pic și o grasă și... <laughs> Aia are ceva hazliu, ne? E ca o rață foarte grasă, care se dă elegantă. E, o rață, o faci de 400 de kg, pe o rochie mare, o duci la o peretă, lebăda. Care e cuvântul care îți displace? Cuvântul care îmi displace? Da, cel mai tare. Și nu, nu fac snobismele astea ale oamenilor cărți. Cărți, cuvântul ăsta se pare rău tare. Că e, parcă e... E aceeași idee, da, că informațiile informațiile despre tot în lume, dar au rămas informația asta, cărțile, e primul loc din care oamenii au putut să-și adune informațiile și -a rămas, au rămas, rămas arhaismul ăsta în, în, oameni, că cărți, dacă n-ai cărți, n-ai informații. Cărți. ai carte, n-ai parte. N-ai carte, n-ai parte. Poți să ai YouTube și să ai parte. Să schimbat vremurile. Ce, uh, ce te excită, ce te incită din orice punct de vedere, aleștu tu, bineînțeles. Ce mai incită și excită? Da, da, ori excită ori, incită ori. Uh, adică. Îți trezește interesul. Da. Inter ce îți trezește Ce te activează din orice punct de vedere? Orice care e ceva cât de cât nou, care e ceva ce n-am ce mai făcut, ceva care îți trebuie să fie și un pic mare, uh -huh. cum ar veni așa, parcă par par vreau să învăț să fac scuba diving, doar din cauza că e mare e oceanul. Și aș vrea să învăț să, să, să fac să, să zbor. De scuba diving? Uh, uh, skydiving. Și sky, nu, skydiving doar duce în jos. Paragliding, ăla ale, pare spectaculos și aș vrea să învăț să fac asta. Aș vrea să învăț să există în alte medii. E, dar <laughs> extraordinar. Da, asta mă, mă ceva. Mm -hmm. Să mă duc până în Asia, da, mă, 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 mă incită. Ok. Mă incită. Să, să mă duc până în Brazilia, mă excită. Aia da. <laughs> Stai, ce stai e mi cheful? Cred că, cred că, faptul că trebuie să... Când știu că am ceva de făcut... Credeam că zici că faptul că trebuie să, <truide> plătești, trebuie să plătești chiria... să plătești pe cinci. <truide> ai, Aia, da, cumva, da, trebuie să ai o accept, da. Deci uhm. când ai ceva de făcut, să tai cheful? Da, 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 da. Dacă am, dacă am, niște zile în care am, în care am ceva de făcut și după aceea mai, a cu cineva cu altceva de făcut, Așa mi se pare că ar trebui să mă culc în secunda asta. <laughs> ah, care e înjurătura ta preferată? Jurătura preferată? Cred că pizda măsii. Pizda măsii, da, cred că asta e. Când mai, când, în asta e cumva, acum că când merg pe stradă sau ceva, dacă dau peste cineva, îi zic sorry în engleză, chiar în București, că e doar automatism, dar în, inclusiv în Londra, acum dacă cineva îmi taie calea, când ești pe bicicletă, eu zic sus pula sau pizda dar vine ca automatism, oricât de, dar chiar dacă, am o conversație în engleză și, și mă calcă ceva pe picior, eu tot pizda te țip. Care este sunetul sau zgomotul pe care îl iubești? îmi place râsul, e frumos râsul să-l auzi la orice om, așa, la... Am, o nepoată mică, îmi place, aud dar e, că e, râsul e parcă sunetul cel mai frumos a omului, că e și, un, e și un sunet sincer de cele mai multe ori. Mulți oameni învață să râdă de fals, dar ei nu știu că noi și noi oamenii care provocăm râsul... Dar știi, râs, 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 dar râs, știi imediat, întotdeauna exact. una dacă unul râde fals. Râs, râs, râs. Dar nu cred cu oamenii care nu, -o ocupă, care, care nu au făcut comedii își, își dau seama de un râs fals și un râs Pst, adevărat. Nu-mi dau seama, nu știu. Dar îl simți, adică orice chestie, orice sentiment de ăsta îl simți dacă nu e adevărat. Nu știu de ce să simt chestiile astea. Nu se simte, adică dacă unul face ceva sentimental, râde, plânge, nu știu ce, îl, îl simți dacă nu-i de adevăratele. Îl simți, dar unii, unii oameni sunt un pic mai buni la, la fi prefăcuți, alții sunt actori mari chiar. <sus> da, 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 Dar da, adică râsul, sunt e un sunet frumos. Deci, <sus> și poate po să spun atâtea lucruri, nu? cu ce fel de râs, ce, fel, dacă e un râs de apreciere, când râde de tine, poate să râde cu tine, așa, așa multe râsuri diferite. Care este zgomotul pe care îl urăști? Zgom zgomotul, cred că În general nu prea place muzica mie mi se pare că lumea ascultă prea multă muzică, nu prea poți să le spui la oameni să încetezi cu muzica, nu știu ce au impresia. Am zis, muzica și parfumurile sunt singuri plăcere ale vieții care, care trebuie, să le ascult, trebuie, să le consumi și alții ca să te bucuri tu de ele. Sunt singurile chestii care nu poți să te bucuri doar tu de ele. Trebuie, trebuie neapărat să deranjezi pe altul cu parfumul meu. și cu muzica mea. Și cu muzica mea. Și am ajuns în sfârșit la întrebarea despre care vorbea Silviu mai devreme. O meserie în afară de a ta, bineînțeles, pe care ți-ar plăcea să o încerci. Ok. Cred că am spus să... Macaragiu, mi se pare... Tot... Băi, dar știi cum macar... mi-a stat, știi Ei, cum -o stat pe, nu, macarageu. mi stat pe limba aia când spuneai că vrei să încerci, să vrei să faci cu badai, nu știu ce, mă, bă, dar nu te gândești la macarale, da, da, Fii atent asta mi-a trecut prin cap și am zis-o aia cu skydiving-ul așa că mi s-a părut că e mai macarale. Da, uite, uite omul aici. Dar aș crede că totuși meseria de macare, aș crede că e un pic pe disparit, e un pic pe al Nu este vorba de... Păi, da, toate construcțiile în orice oraș și loc din lumea asta sunt animalele alea de 120 de metri înălțime. Trebuie să ajung sus urcându nu -i, eu n-am aș crede că a început să o automatizeze crezi asta. Tu? Că, da? Crezi da. Mm. Dar cu, cu mare durere în, în zic. Îți <laughs> vrea cea mai cool job din lume să stai. stai seama să stai la 100 de metri de acolo să faci așa cu joystick-ul să spună, vezi că pui în, caro, în caroiajul C48 oricum apeși niște butoane tu dai de joystick-ul ăla ăla știi singur, macaraua se echilibrează, duce în față, bate vântul, face să mișcă alea acolo să ți țină, îți dai seama e un robot întreg, tu ești numai acolo un puțulic da, mic, mică mic în sus. Cu, un sandwich tine, cu un lângă tine, să sticlă oh, de oh, <laughs> să ținem 400 de da. tone. Să duci pe masă și după amiază la 5 trebuie să pleci, că s-o terminat. Și bate un vânt nenică. Cum coboră alea 120 de metri? <laughs> da. Mai gândește-te bine la Macaragiu. Mă da, pare, sau alea, alpiniști utilitari, mi se pare că... A aia, faptul. da, e foarte mișto aia. Stai acolo, am zis că îți destul de bine, stai da. la aer, te uiți în clădiri, dar nu, nu ești în ele. Dar nu cred că se vede, că alea stic, sunt sticle speciale, de afară nu se vede aproape nimic înăuntru. A, ok. Dacă n-ai sursă de lumină înăuntru care să lumineze, alea sunt semi-opace, adică e tu vezi perfect din interior către exterior, dar intră doar lumina, nu, din, din interior nu se duce nimic afară. Eu credeam că să e doar, doar la un metru de geam, credeam că dacă te apropii și chiar pui ochii pe geam. Aia, da, la un poate, dat. poți să, așa, dacă stai. No. Da, mor mai fi niște oameni înăuntru care. cu pistolul ăștia da, de pare, dintr-o dintr clădire de aia mare, din pipera, acolo parcă aș vrea să fiu, fix lângă birou, în afara biroului. Și <laughs> aer. La <laughs> o meserie, aer. dacă ar fi să alegi doar una pe care n-ai face sub nicio formă? nicio formă. Cred, da, nu știu, cred că orice. Hab, habar, una, dacă ar fi să alegi doar una. Una care sub nicio formă. Da. Nici așa, poate, poate sub nicio formă să lucrezi într-o într armată sau o chestie de genul ăsta de... Cumva să, să aper lumea, să împuși oameni. unul să-l să omori pe altul din cauza că... Din, din, Dintr-un motiv pe care eu nu o să-l înțeleg niciodată. Parcă asta n-aș vrea să fac. Parcă vreau dacă omor pe unul, mai să știu de ce l-o <răzări> Asta mi se pare foarte corect. Da. Foarte corect. Așa spun spune mie, acum am zis de ordine de la centru, nu, nu, pe, da trebuie să-l omor, hai mă după până la mea cu centru. <răzări> uh, Radu Isac, dacă Dumnezeu există, ce ți-ar plăcea să spună în momentul în care vă întâlniți la porțile raiului? Uh să spună că avem un rai și pentru tine. Suntem pregătiți, ce Mulțumim foarte mult pentru <grain> faptul că ai venit la noi și am avut-o. Uite, până la urmă, nici nu venea să cred că putem sta de vorbă cu un om atât de simplu, după vorbă, după port, și care a fost și în fața lui sikei apreciez mult invitații, sincer, o, 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 mare onoare să zice la că am avut toată discuția, v-am spus, chiar v-am ascultat toate casetele când, când mic, am avea... e bine, lipii. trebuia să-l punem să repete ceva de acolo, dar uite că nu ne-am trecut prin cap. Tu, 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 o, o tu... să fac asta. Când, când eram, în, în școala primară, am, am, am un, prieten prieten al meu că, că i-am spus niște glume de ale voastre și l-am mințit că le-am scris eu. Nu știu, ba, a fost bine? Nu, fost... m crezut, nu cred că m-au crezut Dar el s-a distrat măcar da, După ce au râs i-am spus nu? Eu aseară l am scris Mulțumim tare mult pentru Mulțumim că ai venit la, la noi Apreciez mult invitația, mersi frumos